Bună ziua tuturor! Eu vă salut prezența dumneavoastră la cea de-a treia masă rotundă pe care, cu genericul proiecte de eficiență energetică și impactul acestora asupra problemelor de mediu. Un moment, că am verificat dacă... Deci aveți agenda și... Cam asta este programul nostru de astăzi. Vom fi în această masă rotundă circa 3 ore jumătate. Deci vom avea, după cuvântul de salut, vom avea prima sesiune în care beneficiarii noștri de granturi care au proiecte cu sau despre eficiență energetică ne vor relata mai multe la acest subiect. După o pauză, vom avea o mică pauză pentru a vă recrea, după care revenim cu două sesiuni din partea expertului, domnul Victor Parlikov, și el ne va povesti mai multe despre eficiența energetică din punct de vedere a unui expert și despre rolul cetățenilor și societății civile în promovarea și monitorizarea proiectelor de eficiență energetică. Deci eu sunt Alla Revencu, sunt director de proiect în cadrul AGER. Am alături mai mulți colegi de mei, inclusiv Olga Deacono și domnul Valeriu Rusu și Inga Bânzari și desigur alături îl avem și pe domnul Parlikov. Îi salutăm pe toți pentru că au dat curs acestei invitații și pe dumneavoastră la fel pentru faptul că sunteți astăzi cu noi și ați găsit acest timp pentru a vă aprofunda cunoștințele și a acumula noi informații la capitolul de eficiență energetică, un domeniu destul de important pentru viitorul planetei, să nu spunem altfel, fiindcă într-adevăr acum sunt foarte actuale temele ce sunt de protecția mediului, de climă, de schimbările climatice, de cum diminuăm impactul oamenilor, activității oamenilor asupra mediul înconjurător. Și deci componenta de eficiență energetică este una care are un rol important în acest proces. Ca să fac un pic de introducere despre contextul mesei rotunde, ea se realizează în cadrul programului de granturi locale pentru regiunea dezvoltare centru, fi schimbarea cetățenii implicați comunități durabile. Acest program de granturi este parte a unui mare proiect de abilitare cetățenilor în Republica Moldova, care este realizat în toate regiunile de dezvoltare a Republicii Moldova și care are o valoare sau un buget total de circa 5 milioane de euro pentru toată țara și circa 1 milion de euro pentru regiunea dezvoltare centru. Din această sumă au fost alocate 750.000 de euro pentru proiecte, pentru beneficiarii noștri de granturi. Avem 28 de proiecte, dintre care 3 deja au finalizat implementarea și cu restul au perioada de finalizare în luna august. Sperăm să le reușească toate activitățile care și le-au preconizat și să abilităm cetățenii în diverse domenii, prioritar fiind eficiența energetică, protecția mediului, alimentare cu apă și canalizare și managementul deșeurilor solide și cu accent pe implicare în procese de monitorizare participativă și de luare a deciziilor tot în mod participativ. Deci, după cum am menționat, proiectul Abilitarea Cetățenilor în Republica Moldova este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de către Agenția pentru Cooperare Internațională a Germaniei, iar noi, Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă și Asociația Obștească ADR Habitat, suntem partenerii de implementare în regiunea de dezvoltare centru. Am vrut să fac acest context ca să înțelegeți care este contextul acestei mese rotunde, să înțelegem care este scopul, deci abilităm cetățenii, ne abilităm pe noi ca societate civilă, să aflăm mai multe, să cunoaștem mai multe și să implementăm ceea ce ascultăm, ceea ce vom auzi de la experți. La fel vom avea în calitate de raportori astăzi 6 organizații a societății civile care, după cum am spus, au în implementare proiecte cu componenta de eficiență energetică, fie că monitorizează, fie că abilitează, informează, fac campanii, învață copiii, le transmit cunoștințe copiilor din acest domeniu, fie că fac campanii de informare pentru întreaga societate. Deci aceste 6 organizații urmează să vină în continuare și să ne povestească pe scurt, în 5-7 minute fiecare, despre
ce urmează sau ce au realizat și ce mai urmează să realizeze și ce vor să obțină prin asta, dar și să ne povestească ceva interesant din domeniul eficienței energetice. Cred că începem cu IDIS viitorul. Carolina, sunteți gata? Ați putea... Da, bună ziua la toată lumea, doar să văd dacă pot să distribui și eu. Da, următorul se va pregăti CPM-ul, da, doamna Stuparu, este, ați reușit să vă reconectați? Sigur, sunt aici. Da, bine, mersi. Bună ziua la toată lumea, vă rog doar să-mi confirmați dacă se vede prezentarea mea pe ecranul la dumneavoastră. Da, e ok. Da? Ok, pe această cale vreau să vă mulțumesc pentru invitație de a participa la această masă rotundă și de a disemina informația și activitățile pe care le desfășoară Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale în cadrul proiectului Promovarea Eficienței Energetice din Raionul Călăraș. Este un subgrant exact în programul despre care a vorbit doamna Alla Revenco și accent în cadrul acestui proiect îl punem pe cetățenii implicați comunității durabile. Da? Bine, probabil am să încep cu o mică incursiune sau puțină informație despre eficiență energetică. Este un domeniu pe care organizația noastră este specializată de mai mulți ani, în care activăm pe acest domeniu și am avut precedent diverse proiecte pe eficiență energetică și bineînțeles că analize, ținând cont că suntem un think tank specializat pe analiză, evaluare, monitorizare, dar și recomandările la nivelul recomandărilor de politici. Da? Atunci când am început să ne gândim la acest proiect pe eficiență energetică în Călăraș, bineînțeles că am analizat și politica energetică la nivelul UE și am văzut aici cadrul pentru climă și energie pentru 2030, care include obiectivele și politicele la nivelul întregii Uniunii Europene pentru perioada 2021-2030. Și iată, am văzut aici câteva date statistice sau ținta pe care și-o dorește și-a pus-o în agenda comunitatea europeană, în care vedem că se dorește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, energie din resurse regenerabile, eficiență energetică, ulterior climă în cadrul programelor de finanțare în UE și multe alte aspecte pe care, bineînțeles, că Republica Moldova, cea care s-a angajat în implementarea acordului de asociere și armonizarea legislației în domeniul eficienței energetice, la acel IQ comunitar, precum și angajamentele pe care și le-a asumat în tratatul comunității energetice, bineînțeles că se întreprind un șir de măsuri, atât la nivelul legislativ, cât și conștientizarea cetățenilor despre importanța acestui domeniu pentru comunitățile din care fac parte. N-am să vorbesc foarte mult despre aceste două infografice, le găsiți foarte ușor pe pagina IDIS Viitorul, în care s-a făcut un pic de analiză pe implementarea acordului de asociere în sectoarele energiei electrice și ale gazelor naturale. Și ca urmare aici se poate vedea că în sectorul eficienței energetice și a energiei regenerabile în procesul de implementare a acordului de asociere, practic în ultimii ani avem un șir de carențe, deoarece au fost lăsate în umbră, dar noi sperăm să putem sensibiliza atât autoritățile cât și cetățenii ca acest domeniu să fie pe agenda zilnică a autorităților și a cetățenilor. Da? Ulterior, nu știu, mi-a părut curios și interesant și pentru dumneavoastră ca să vă prezint aceste două infografice pe domeniul eficienței energetice, ca să vedeți un pic care este formula de calcul sau ce include această eficiență energetică. Și aici am extras o diagramă din indexul eficienței energetice, în care se vede foarte, foarte frumos că este dezvoltarea politicilor, noi avem în domeniul performanței și sectoarele, bineînțeles că industria, energie, transport, sectorul public, dar și clădirile publice.
Iată, ținând cont că proiectul este de o durată nu foarte mare și este mai mult pe abilitarea cetățenilor, am decis ca să luăm pe eficiență energetice pe clădirile publice. Și iată aici, vedeți că este o diagramă pe consumul energetic în Republica Moldova în 2019 și vedeți că în ceea ce ține de în cel mai mare procentaj, anume este pe blocurile rezidențiale sau clădirile publice de asemenea, da? Și am considerat că, ținând cont de numărul mare care merge la acest sector, am hotărât să punem accent în cadrul proiectului nostru pe eficiența energetică și a consumului de energie pe blocurile locative. Da? Ulterior, de la, în bază ierarhică, de la nivelul european național, am mers către raionul în care noi acum momentan desfășurăm activități, este raionul Călăraș. Și am văzut că din bugetul raionului Călăraș, pentru ramura învățământ, spre exemplu, se alocă aproximativ 5% sau 10,5 milioane de lei pentru acel consum de energie. Da? Și ne-am gândit că ponderea mare a cheltuielilor pentru energie în bugetul raionului este valabilă și în cazul celorlalte servicii de utilitate publică administrate de Consiliul Raional. Și totodată această dată indică și asupra potențialului de economisire a energiei care ar putea fi valorificat în scopul sporirii calității serviciilor publice. Da? De exemplu, nu știu, dacă vorbim despre învățământ, am putea realoca sumele economisite, de exemplu, pentru materiale didactice sau, de exemplu, de ce nu, pentru alimentația mai bună a copiilor în școli sau grădinițe. Așa, ce am făcut noi în cadrul acestui proiect, cu ce am început? Ne-am propus drept obiectiv ca să contribuim la analiza situației actuale în domeniul eficienței energetice din orașul Călăraș și stabilirea perspectivelor de dezvoltare împreună cu cetățenii. Deci noi în cadrul proiectului avem ca și parteneri primăriei orașului Călăraș, dar și o instituție de învățământ, în care împreună cu cetățenii am organizat 3 workshop-uri în care au participat circa 100 de persoane și s-au discutat mai multe întrebări în vederea stabilirii priorităților și acțiunilor pentru planul local de acțiune în domeniul eficienței energetice în clădirile publice, fiindcă am zis că ăsta este accentul nostru. Și bineînțeles că am pus împreună cu experții care au participat la aceste workshop-uri și ne-au ghidat pe parcursul acestor 3 workshop-uri mai multe întrebări pentru cetățeni. Da? De ce este importantă eficiența energetică în clădiri? Ce înseamnă această eficiență energetică, ce măsuri de eficientizare energetică a clădirilor cunosc și care ar fi acțiunile pe care ei le propun, care ar trebui să fie prioritățile și dacă cunosc careva posibilități de finanțare a investițiilor pe domeniul eficienței energetice. Da? Experții aici au adus și câteva cazuri, studii de caz, în care s-au analizat structura bugetului APL cu anumite date statistice privind situația în instituțiile educaționale și, bineînțeles, care ar fi impactul consumului de energie asupra mediului, un moment foarte important asupra căruia s-a discutat și, bineînțeles, ținând cont că acești cetățeni participe la stabilirea viitoarelor activități, am dorit să vedem care este părerea cetățenilor. Ținând cont că noi am la dispoziție foarte puțin timp, doar 7 minute, am să nominalizez doar unele din ele. Bineînțeles că deja în planul integral se vor regăsi mult mai multe propuneri a cetățenilor, dar pot să vă reiterez că marea majoritate a cetățenilor au zis că este nevoie de promovarea eficienței energetice prin desfășurarea campaniilor de informare și educare a populației, a funcționarilor publici și aleșilor locali, iar copiii din diferite licee menționau că este nevoie de materiale informative și de a aduce exemple de succes pentru a crește gradul de conștientizare a cetățenilor.
S-a vorbit de asemenea despre înlocuirea unor utilaje vechi care consumă multă energie și aici s-a adus exemplu, nu știu, în cadrul bucătăriilor în care tot echipamentul este cam învechit și consumă foarte multă energie sau înlocuirea becurilor LED care dăunează vederii copiilor, dar și cu becurile LED ca să fie mai eficiente din punct de vedere energetic, da? Și s-a discutat de asemenea pe energie regenerabilă, care ar avea un impact favorabil pentru mediul. Și aici erau unii copii care promovau transportul ecologic și ziceau că ei sunt cei care doresc să promoveze transportul ecologic, inclusiv la nivelul raionului și orașul Călăraș, dar și la nivelul Republicii Moldova. Da? În cadrul acestui proiect noi am avut și organizate seminare de instruire pe consolidarea capacităților cetățenilor din raionul Călăraș. Aici am avut câteva module. Module pe elaborarea documentelor de politici publice din perspectiva planificării participative, inclusiv pe domeniul eficienței energetice. Și iată acele organizații non-guvernamentale și cetățenii care au participat la acest modul sunt acum implicați în elaborarea acestui plan local de acțiune în domeniul eficienței energetice. Ulterior, noi am avut al doilea modul pe implicarea societății civile în procesul de advocacy privind promovarea eficienței energetice și aici acești participanți care și-au consolidat capacitățile ulterior au fost cu noi implicați în promovarea eficienței energetice, spre exemplu la Ora Planetei, despre care vă vorbi un pic mai târziu. Am avut de asemenea un modul pe monitorizarea achizițiilor pe domeniul eficienței energetice și acum suntem în exercițiu în care cetățenii sau societatea civilă implicați la acest seminar au venit cu idei pe ce obiect am putea noi să monitorizăm pe eficiență energetică și împreună cu dumnealor acum facem acel raport de monitorizare în care se merge la locul, la obiectul în care au fost investiți acele resurse financiare și expertul are ore de coaching în care încercăm să învățăm etapă cu etapă cum se monitorizează, ce ar trebui să monitorizeze și respectiv care ar putea fi ulterior dacă sunt recomandări pentru autoritățile contractante. Da? Și modulul 4, foarte succint, pe elaborarea, scrierea și implementarea proiectelor pe eficiență energetică, deoarece am văzut în activitatea precedentă că sunt cetățenii care își doresc să atragă resurse financiare din exterior pentru a redresa problemele din localitate, inclusiv pe domeniul eficienței energetice. Și aici a fost elaborată în cadrul coachingului cu expertul pe domeniu un proiect pe domeniul eficienței energetice. Ceea ce aș vrea acum foarte succint să vă menționez este că în cadrul acestui proiect noi am desfășurat mai multe concursuri. Unul dintre ei foarte frumos a fost și pe concursul de ISEU și ca și obiectiv ne-am propus să promovăm comportamentul eficient din punct de vedere energetic și sensibilizarea opinii publice privind necesitatea eficientizării consumului de energie. Și iată, la acest concurs noi am avut 24 de elevi din 28 de elevi din raionul Călăraș, cu o vârstă dintre 12 și 17 ani, din 8 localități și 9 instituții. Da? Și aici vedeți un pic harta participanților, să zicem noi, în care avem din Horodiște, Călăraș, Onișcani, satele Bravicea, Țibărica și alte localități. Da? Ulterior s-au dat premii pentru copiii cei mai ingenioși cu cele mai frumoase idei care au fost puse în aceste esee și respectiv am avut un eveniment public, atunci situația pandemică ne-a permis să mergem și să le oferim acele premii copiilor care au participat la concursul de ISEU. În cadrul de asemenea proiectului, noi am avut un concurs pe bunele practici a autorităților publice locale pe domeniul eficienței energetice și implicarea cetățenilor pentru comunitățile durabile, deci au fost două subiecte care s-au analizat.
în care, pentru moment, noi cei de la IDIS Viitor suntem în procesul de evaluare a celor 23 de bune practici recepționate. Aici sunt câteva poze din dosarele recepționate. Noi sperăm în viitor apropiat să avem rezultatele și de asemenea să facem o gală de premiere și de diseminare, de promovare a celor mai bune și mai frumoase practici. Deci cele mai frumoase practici vor fi incluse în antologie de bune practici împreună cu eseile, cu acele bune practici în care vor fi promovate. Da? De asemenea, în acea antologie vor fi incluse și rezultatele de la concursul de desen. Aici mi-au ajuns doar 5 poze de desen. Să fi avut un eveniment față în față, probabil puteam să organizăm acea expoziție de desen a celor mai frumoase lucrări. Și aici am să vă zic doar o cifră. Participanții și elevii din Raionul Călăraș au fost foarte deschiși și chiar ne-am bucurat că am primit 63 de desene a copiilor, da? Și vedeți aici de la diferite instituții, de la școala primară din orașul Călăraș, școala de artă, de la liceul teoretic Mihai Sadoveanu, gimnaziu în Creangă, gimnaziu de la Unișcani, da? În care copiii ne-au arătat cum văd și cum percep și cum doresc ei să promoveze eficiența energetică, da? Un alt eveniment despre care am început să vă vorbesc anterior era acea ora planetei în care se sărbătorește în fiecare an pe 27 martie, în care le-am vorbit elevilor despre de unde a apărut această inițiativă, care sunt beneficiile, cum se sărbătorește în Republica Moldova, dar și am îndemnat atât autoritățile publice locale, cât diferite instituții, cât și cetățenii, da, să urmeze câțiva pași pentru ca să promoveze, să diminueze cantitatea de bioxid de carbon emis în atmosferă la producerea energiei electrice. Da? Și aici, pe acest slide, vedeți câteva din recomandările pe care noi le-am adus cetățenilor, nu doar din Călăraș, fiindcă postările sunt publice și toți cei care ne vizualizează, atât pe Facebook, cât și pe pagina noastră de internet, au putut beneficia de această informație. Iată aici, sunt doar câteva poze în care noi am desfășurat evenimentul Ora Planetei cu mai mulți elevi din orașul Călăraș, în care i-am sensibilizat și respectiv aici vedeți pe a doilea slide de elevii ce au învățat ca urmare acestei ore publice, în care noi am încercat să sensibilizăm și cu anumite videouri cum desfășoară alte instituții, alți elevi din Republica Moldova și din alte țări această oră planetă, ca ulterior ei să meargă acasă să povestească părinților, să meargă în instituții să promoveze de asemenea acest eveniment frumos. Da? Nu știu dacă am foarte mult timp, probabil am să zic ultimul slide și atât, da. Deci, pentru Republica Moldova, eficiența energetică este una din soluțiile la problema securității energetice, deoarece dacă menționăm că cererea pentru eficiență energetică crește în fiecare an, iar Republica Moldova depinde la acest capitol la 75% din resurse de energie importate, probabil această dependență ne face un pic de vulnerabil și ar trebui noi, cetățenii, să ne gândim o soluție imediată ca să diminuăm acest risc. Da? Probabil eu am să las slide-ul ăsta ca fiecare să-și facă o concluzie și să vadă anumite date statistice care sunt destul de interesante. Zic că Republica Moldova ar putea economisi 820 de milioane de lei anual dacă toate electrocasnice ar fi de clasă energetică înaltă, da? Adică ca un punct de reflexie pentru dumneavoastră. Bineînțeles că toată informația ce ține de proiect, inclus în această prezentare, o puteți găsi la noi pe pagina web a IDIS Viitorul. Aici doar am să vă arăt ultimul slide pe resurse regenerabile în UE. Și probabil un punct de gândire pentru Republica Moldova, ce am putea noi face mai mult pe acest domeniu ca să eficientizăm
sau să includem aceste resurse regenerabile și în Republica Moldova și să poate să preluăm bunele practici din alte țări europene, precum sunt Austria, Suedia, Danemarca sau Letonia. Bineînțeles că nivelul de dezvoltare este un pic diferit de aceste țări nominalizate care sunt lidere la nivelul resurselor regenerabile, dar zic eu cu pași mici putem să facem lucruri mari și de ce nu Republica Moldova are potențial și ar putea depune efort pentru a îmbunătăți situația în acest domeniu. Eu îmi cer scuze dacă am depășit termenul acordat de 7 minute, dar domeniul da, este... Așa, cam de 3 ori, cred. Eu îmi cer scuze. Ok, da, bine. Bine, că trebuie să fim... Mersi foarte mult, trebuie un pic să ne grăbim ca să reușim să ne încadrăm în agenda. Eu vreau să o salut și pe doamna Angela Panciuc, care este reprezentantul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și îi mulțumim mult pentru că a acceptat invitația să participe astăzi la această masă rotundă și sunt sigură că doamna Angela va veni în sesiunea de întrebări-răspunsuri sau după prezentări cu anumite reflexii și cu anumite sugestii la ce vor prezenta beneficiarii noștri de granturi. Deci, următorul este doamna Stuparu, de la Centrul de Inovare și Politici în Moldova, da? Eu corect am pronunțat? Așa este, mă auzit? Da, da, vă auzim. Dumneavoastră? Da, eu vă aud. Vreau doar să concretizez dacă ecranul meu se vede cu dumneavoastră. Se vede, dacă puteți apăsa F5 sau acolo sus să fie prezentare pe întreg ecranul. Mersi foarte mult. Perfect și vă mulțumesc. Bună ziua tuturor! Vă mulțumim încă o dată pentru invitație și pentru că ne-ați acordat oportunitatea să vorbim despre realizările pe care le-am avut noi în orașul Ialoveni. În primul rând, permiteți-mi să mă prezint. Sunt Ludmila Stuparu, reprezint Centrul de Inovare și Politici din Moldova. Alături de mine este colegul meu Ion Gonța, care este managerul proiectului Ialoveni Orașul Viitorului. Și dacă va fi cazul, va interveni. În principiu, proiectul nostru este structurat pe 3 componente mari, însă în prezentarea de astăzi mă voi opri doar la componenta analitică, având în vedere că am doar 7 minute și o presiune destul de mare. Vom prezenta rezultatele eforturilor noastre de monitorizare a consumului energetic și a emisiilor de gaze cu efect de seră în Ialoveni. Așadar, în strânsă colaborare cu Primăria Ialoveni, dar și cu Agenția pentru Eficiență Energetică, cu care am semnat un acord de parteneriat la începutul proiectului, am analizat baza de date, incompletă de altfel, pentru a identifica următoarele aspecte. Care este gradul de eficientizare energetică a clădirilor publice din orașul și raionul Ialoveni, care este cantitatea de emisii de substanțe poluante în aer, cum putem să economisim energia în clădirile publice, mai exact, care este potențialul de economisire cu scopul de a atrage investiții în regiune, și cum putem face sau ce poate face Primăria Ialoveni pentru a aplica cadrul normativ existent în domeniul eficienței energetice. Apoi, pe baza acestor date, am identificat beneficiile la nivel local și recomandările țintite pentru Primăria Ialoveni. Acum, la primul aspect legat de gradul de eficientizare, am concluzionat că acesta, cu gradul de aplicare a măsurilor de eficiență energetică în cazul clădirilor publice din raionul Ialoveni, inclusiv din orașul Ialoveni, este relativ scăzut. După cum vedeți aici, am inserat în acest slide un tabel cu cifre care ne arată consumul energetic pe anii 2017, 2018 și 2019, doar în orașul Ialoveni, nu și raionul. Și din acest tabel putem să observăm cum consumul electric a crescut semnificativ de mult în anul 2019. Față de 2017 și față de 2018, chiar de 17 ori mai mult, iar cheltuielile au ajuns la 2.021.000, în condițiile în care noi am analizat doar 4 clădiri publice. Din Ialoveni este vorba de Grădinița Andrieș, Grădinița Lăstărel, Grădinița Regina Maria și clădirea bibliotecii și școlii de arte din orașul Ialoveni, că e o singură clădire și sunt 2 instituții. Și tocmai prin acest
tabel se observă necesitatea de a monitoriza consumul energetic și cheltuielile primăriei în acest domeniu, oferindu-i primăriei Aloveni o nouă perspectivă despre cum și unde ar trebui să intervină. În cazul acesta este vorba despre grădinița Lăstărel. Această instituție are un consum excesiv de mult de curent electric în anul 2019, fiind necesare de a se lua unele măsuri la nivelul acestei instituții. Acum, legat de datele privind emisiile de substanțe poluante în aer, nu avem date decât la nivelul raionului Ialoveni, nu avem date la nivelul orașului Ialoveni, însă aici avem o veste bună. Emisiile de substanțe poluante au scăzut semnificativ în anul 2019 față de 2017, mai exact cu 141 de tone de substanțe poluante, și în acest tabel avem chiar cifre categorizate după tipul de substanțe toxice emise în aer. Am încercat să facem cât mai simplu ca să fie ușor de înțeles de cetățenii raionului Ialoveni, deoarece noi în cadrul proiectului avem, vom organiza două ședințe de informare cu cetățenii orașului Ialoveni. Am organizat 5 cu elevii din instituțiile de învățământ din Ialoveni. În două săptămâni vom organiza cu adulții. Una va fi în format online, iar cealaltă în iunie va fi în format fizic. Mergând mai departe, da, aici este de fapt valoarea adăugată pe care am adus-o noi, datorită expertului nostru, domnul Mihai Dupu. Am analizat potențialul de economisire a energiei în cele 4 clădiri publice din orașul Ialoveni, adică grădinița Andrieș, Lăstărel, Regina Maria și biblioteca și școala de arte din orașul Ialoveni. A fost utilizat softul special PVGIS-5 pentru a putea vedea câtă energie se produce dacă instalăm panouri fotovoltaice pe aceste 4 instituții, cât necesar ar acoperi și câtă energie rămasă ar putea fi vândută angro prin aplicarea schemei de sprijin contorizată netă. Iar pentru estimarea potențialului de valorificare a surselor fotovoltaice, au fost utilizate datele georeferențiale de poziționare a clădirilor, precum și calcularea numărului de și putere electrice instalate a panourilor. Pentru că, după cum știți, panourile fotovoltaice se instalează pe partea de sud a clădirilor. În acest tabel putem vedea potențialul de economisire pentru fiecare instituție dacă instalăm panouri fotovoltaice. Luăm, spre exemplu, grădinița Andrieș. Actualmente, grădinița are un consum de 76.164 kW pe an. Dacă am instalat panouri fotovoltaice pe partea de sud a clădirii, softul ne arată că că panourile ar produce 33.228 de kW pe an, ceea ce înseamnă că ar acoperi o parte consistentă din necesarul de energie. Iar investiția pentru instalarea panourilor ar fi de $27.550 de dolari, și perioada de amortizare a acestei investiții ar fi de 2 ani și 8 luni. Acum, dacă luăm exemplu ultimei instituții, biblioteca și școala de arte, care este o singură clădire, după cum vă ziceam, situația stă ușor diferit. Această instituție consumă anual 14.251 de kW pe an, iar dacă am instalat panouri fotovoltaice pe partea de sud a clădirii, care e destul de largă față de grădinița Andrieș, s-ar produce 77.344 de kW, ceea ce înseamnă că ar acoperi necesarul de energie și plus ar rămâne 63.093 de kW, ce pot fi vânduți prin schema de sprijin contorizată netă. Asta este, de fapt, partea care îmi place mie cel mai mult, pentru că convinge autoritățile publice locale și poate și cetățenii de ce este necesar să apelăm la resursele regenerabile, în cazul nostru solar. Acum, tot prin în această componentă, noi am identificat
sau noi am vrut, de fapt, să ghidăm primăria în aplicarea cadrului normativ în vigoare în domeniul eficienței energetice pentru a atrage investiții în regiune. Acum noi am identificat pentru fiecare lege din domeniu, mă refer aici la legea numărul 139 din 2018 cu privire la eficiența energetică, legea numărul 128 din 2014 privind performanța energetică a clădirilor și legea numărul 10 din 2016 privind promovarea utilizării resurselor regenerabile. Iar eu am adăugat aici pe slide doar trei acțiuni care sunt specifice legii numărul 139, dar în analiza noastră avem mult, mult mai multe și nu avem timp să trecem prin ele. Însă este iarăși o valoare adăugată a analizei noastre și foarte utilă primăriei Ialoveni. Bineînțeles că această analiză nu este realizată doar pentru primăria Ialoveni, dar în special pentru cetățenii acestui oraș. Un obiectiv specific este să facem să conștientizeze importanța eficienței energetice, de aceea noi am identificat o serie de beneficii sociale, economice și de mediu, ce vor fi transmise și discutate cu cetățenii orașului în cadrul a două ședințe de informare. Noi vrem foarte mult să le organizăm fizic, pentru că este o cu totul și cu totul altă abordare și o implicare mult mai mare din partea cetățenilor atunci când ne vedem cu ei. Și asta s-a văzut la ședințele de informare cu elevii pe care le-am organizat. Trei din ședințe cu elevii au fost fizic și restul a fost online și s-a văzut diferența. Dar una din aceste ședințe va fi organizată pe 15 mai, în format online, vă vom invita și vom vedea cum care este abordarea cetățenilor orașului Ialoveni față de această problematică. Și nu în ultimul rând, noi am identificat, am structurat analiza astfel încât să arătăm și să demonstrăm utilitatea eficienței energetice a clădirilor publice din orașul Ialoveni. Avem câteva recomandări adresate, în primul rând, primăriei Ialoveni și am încercat să aducem și cifre ca să convingem. De exemplu, prima recomandare este să aplice măsurile ESER. ESER se descifrează astfel, surse de energie regenerabilă, iar acest E în față este vorba de energie electrică. Și dacă am aplicat măsurile de promovare a ESER în cele patru instituții pe care le-am analizat, primăria Ialoveni ar putea micșora consumul de energie cu 190.000 de kW pe an, iar în bani aceasta ar constitui 410.400 de lei pe an. Iar investițiile inițiale pentru a aplica măsurile ESER ar fi în total de 230.000 de dolari, iar noi, CPM, încercăm să identificăm și potențial donatori care ar putea, sau oportunități de finanțare care ar putea, la care ar putea primăria Ialoveni să aplice pentru a și realiza obiectivele în acest domeniu. De asemenea, le-am recomandat primăriei Ialoveni să numească un manager energetic local pentru a face exact ce am făcut noi, să analizeze și să vadă unde sunt cheltuieli mai mari și de ce sunt, pentru că în cazul nostru s-a văzut cheltuieli excesive la grădinița Lăstăreț și încă nu avem un motiv de ce s-a folosit atât de mult curent electric în anul 2019. Ori un manager energetic local ar putea să identifice și cauzele unui consum excesiv și soluții. Și nu în ultimul rând, le-am recomandat primăriei să lucreze împreună cu cetățenii și asta vom face la una din ședințele de informare pe care le vom organiza în perioada următoare, să actualizeze strategia de dezvoltare socioeconomică a orașului Ialoveni, astfel încât să excludă acțiunea de a crea un parc cu sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică pentru instituțiile publice, ci să instaleze panouri fotovoltaice pe fiecare instituție
așa cum am recomandat noi în slide-ul de mai sus, la potențialul de economisire. Și această recomandare a fost identificată de expertul nostru Mihai Ducu și în raportul către primărie am și explicat de ce ar fi mult mai eficient să procedăm așa. Cam atât din partea noastră. Vă mulțumim pentru atenție și vă stăm la dispoziție în cazul în care aveți comentarii sau întrebări pentru noi. Mulțumesc! Mersi foarte mult, Ludmila. Deci următoarea organizație va fi... Doamna Alan, dați voi că am întrebare. Doamna Eugenia, întrebările vor fi în pauză, fiindcă suntem în întârziere. Bine? Facem toate prezentările, după asta dăm întrebările. Sau poate să-mi scrii în chat și răspund mai bine? Sau dacă ceva mai îngust, dar eu cred că este bine să facem fie pe final, fie în pauză, ce nu reușim pe final să ținem întrebări-răspunsuri. Ok? Bine. Deci îl invit pe domnul Ursu de la Renaștere Rurală să ne povestească și ei ce realizează. Dar vă rog, mai succint un pic, suntem în întârziere, ok? Da, ok. Bună ziua la toată lumea. Acum voi porni prezentarea mea. Secundă. Acum am fost rugat să facem toată prezentarea în 7 slide-uri. Mă voi stărui să respect aceste normative impuse. Da. Da. Se vede prezentarea? Da. Perfect. Pot să menționez faptul că în proiectul dat avem deja 2 luni de implementare a proiectului. Contractul a fost semnat pe data de 15 februarie. De ce? Multe rezultate, sigur că nu am reușit între aceste 2 luni și jumătate, dar oricum ele sunt și sunt destul de relevante. Pot să vă spun că dacă să ne referim la situația energoeficientă în Republica Moldova, cum vedeți din slide-ul dat, practic 93% din toate resursele energetice noi le importăm de peste hotarele țării. Eu mă refer la gaze naturale, cărbuni, lemn, petrol, dacă să luăm per ansamblu toate. Ceea ce spune că suntem destul de vulnerabili la compartimentul dat și suntem nevoiți să facem acest lucru. Dacă să ne referim la structura consumului final de energie în tone echivalent petrol, atunci vom vedea că 47% din toate aceste resurse energetice pleacă anume pentru sectorul rezidențial, pentru clădirile publice, iar din aceste 47%, aproximativ 12% merg la energie electrică, 33% la carburant și 55% la energie termică, ceea ce este destul de mult în contextul realilor actuale. Mai avem un moment foarte și foarte negativ sau pozitiv, depinde din care punct de vedere să ne uităm, moștenirea post-sovietică. Problema este că în perioada sovietică erau alte normative de construcție, mai mult ca pe atât, erau multe proiecte importate din care erau făcute la școli, la grădinițe, la obiecte publice, anume pentru țările asiatice, unde este o climă mai caldă, dar au fost implementate și în Republica Moldova. Dacă să ne referim la consum pe watt-oră per metru pătrat, în perioada sovietică era aproximativ 80-100 de watt-oră per metru pătrat pierderile. Dacă să ne referim la prețurile care au crescut din anul 2006, pentru energie electrică a crescut cu 136%, pentru gazele naturale avem o creștere la preț la 265%. Desigur că noi trebuie să ne referim la realiile noi și Republica Moldova a făcut un pas foarte important, a trecut la alte normative, normativele în construcții fiind... pentru pereți pierderi la 0,23 watt-oră, pentru tavan 0,21 watt-oră per metru pătrat, podeaua 0,28 watt-oră, iar ferestrele care sunt construite din PVC sau altele au alte normative, 1,36-1,38 watt-oră per metru pătrat. Bine.
Lucrările de infrastructură la liceul teoretic Ion Vătămanu din Strășeni. Dacă să ne referim la auditele energetice și actele care noi am reușit să le studiem în cadrul proiectului dat, putem să vă comunicăm că valoarea consumului de energie calculată care va fi economisită va fi aproximativ 60% din cheltuielile actuale pe an. Dacă să luăm în cifre, în bani reali, atunci pe an va depăși 373.386 de lei, asta e conform auditului energetic făcut la instituția dată. Rezultatele arată un potențial anual enorm pentru emisii, pentru economisire, și dacă să ne referim la emisiile de CO2, atunci liceul DAT va putea să reducă 104 tone de CO2 sau alte gaze cu efect de seră, ceea ce este destul de impresionant. Sperăm că așa și va fi la finele proiectului de modernizare. Lucrările date în infrastructura liceului va crește nivelul de confort a instituției, va reduce consumul de gaze naturale și cheltuieli pentru energie electrică, deoarece va fi montat și un mini-parc fotovoltaic de 10 kW pe acoperișul acestei instituții. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea importului a combustibilului în țara noastră, reducerea intensității energetice, adică impactul asupra rețelelor care sunt existente, creșterea securității energetice a țării, am vorbit că se importă foarte și foarte mult, și acestea sunt câteva slide-uri de la ședințele care le-am avut noi. Pot să menționez că deja am avut vreo 5 evenimente în per total, iar la 3 din ele o să mă refer puțin, ceea ce ține cont de abilitarea cetățenilor. A fost creat un grup de lucru, o masă rotundă. Pot să vă spun că suntem în strânsă legătură cu Consiliul Raional și cu administrația liceului. De ce? În grupul nostru de lucru sunt mai mulți actori, începând cu elevi și terminând cu cetățenii activi din localitatea dată, membri a Consiliului Raional, membri a liceului, membri a Comitetului de Părintești și... În cadrul la proiectele date, la ședințele date, au fost deja 3 ședințe. Am avut posibilitatea să le facem offline, ceea ce este îmbucurător. Au fost discutate așa teme ca procesele de lobby și advocacy, elementele esențiale în implementarea și modernizarea proceselor, proiectelor. Da? Abilitarea cetățenilor în procesul de implementare a proiectului, mediatizarea și vizibilitatea proiectului, impactul lucrărilor de modernizare a unei clădiri, fie private, fie publice, în domeniul eficienței energetice, emisiile de CO2, schimbările climatice, surse alternative de energie, relațiile între comunitate și organele cu funcții de răspundere în procesul de conlucrare și schimb de informații privind implementarea proiectelor pe teritoriul localității lor și nu doar, importanța participării cetățenilor prin utilizarea echipamentelor eligibile față de care nu este posibilă o monitorizare eficientă a obiectului sau obiective. Pot să menționez că în cadrul proiectului am făcut o donație de o trusă pentru audit energetic, dacă se vede din poza din mijloc, care a fost donată anume liceului și cu ea vor fi făcute careva monitorizări, careva estimări. Pot să spun că a mai fost și un modul de rolul energiei verzi, tariful verde, termenul eco-friendly, participarea societății, antreprenorilor publici sau privat la aceste schimbări. În cadrul proiectului am lansat și un preaudit la Spitalul Raional din Strășeni. Aceasta a fost la rugămintea și doleanțele Consiliului Raional. Putem să vă spunem că auditul este în derulare împreună cu grupul de lucru. Sperăm că la finele lunii următoare deja să-l avem și va fi un prim pas pentru modernizarea și acelui spital din localitate. Pot să vă spun că este unicul spital unde se mai folosește cărbune pentru agentul termic. Da?
Valoarea proiectului de care se implementează în Strășeni la liceul Ion Vătămanu este de peste 1,3 milioane de euro. Deci este foarte și foarte important ca cetățenii din localitate să cunoască despre acest lucru, să cunoască modalitățile de reabilitare. Pot să menționez că toate ședințele sunt filmate și sunt disponibile pe pagina noastră de Facebook, pe pagina noastră de YouTube sau alte care sunt disponibile și sunt relevate aici pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Dacă aveți întrebări, eu sunt gata să răspund. Dacă nu ni se permite să răspund, atunci în pauză. Mai târziu, domn Vladimir. Deci, am încadrat în 7 minute. Pentru prezentare destul de succintă, dar amplă și plină de informații interesante. Deci, următorii avem Femina Nova sau Echitate. Cine este pregătit? Îmi spuneți cine este pregătit? Doamna Maria, conectați microfonul, vă rog frumos. Așa. Așteptam rândul, dar da, asta bine, e. Bine, eu v-am scris, dar nu ați văzut cât. Haideți, vă rog, distribuiți prezentarea. Succint, 5-7 minute, ca să avem timp și pentru discuții, și timp și pentru expertiză, și pentru părerea autorităților și informații de la autorități. Așa. Sper că se vede, da? Da, este bine. Bună ziua tuturor! Mulțumesc foarte mult pentru abordare și că facem parte din acest proiect minunat. Mulțumim partenerilor pentru încredere. Eu sunt Maria Zugravu și reprezint Centrul de Justiție Socială Echitate. Noi implementăm proiectul Smart and Holercar, mai pe lung, schimbarea prin monitorizare, abilitare, responsabilizare și transparență în Hulercani. Suntem așa mai la început de cale, colegii au mai multă experiență, dar le vom combina și noi ambele. Ne-am propus să consolidăm spiritul civic al locuitorilor din satul Hulercani, în vederea unui trai mai bun, transparent și eficient, desigur. Așa. Problema eficientizării consumului de energie pentru liceul teoretic Hulercani, de fapt, a devenit stringentă odată ce cheltuielile pentru energie au căpătat o pondere majoră în bugetul raionului. Astfel, din septembrie 2018, liceul este beneficiarul proiectului sporirea eficienței energetice a liceului teoretic Hulercani Raionul Dubăsari, finanțat de Uniunea Europeană și implementată de ADR Centru, în care și-au planificat mai multe activități, atât reabilitarea acoperișului, izolarea pereților, reabilitarea sistemului de încălzire, asigurarea cu apă caldă și rece, renovarea facilităților sanitare și pe parcurs chiar au parvenit și alte necesități în liceul respectiv, care iarăși de comun acord cu donatorul, se găsesc soluții. Este foarte important acest proces, să-i spunem așa. Pentru început, din discuțiile atât cu grupul de lucru, cât și cu reprezentanții autorităților din teritoriu, a fost un proiect așteptat de multă vreme și binevenit. Și dacă vorbim la general de beneficiile realizării acestui proiect din stat, vedem că 13% din bugetul Consiliului Raional ar crește, 25% poate fi redus dacă este valorificat și dacă se fac aceste lucrări, 50%
din consumul de energie termică se pierde în cazul când nu sunt reparate aceste obiective strategice, așa. Și este foarte important că atunci când dioxidul de carbon este produs din aceste jeturi, 30% ar fi redus în cazul implementării acestui proiect. Impactul este triplu, atât pentru sectorul energetic, economic, cât și ecologic. Ne-am propus în cadrul acestui proiect să monitorizăm implementarea conformă asistenței financiare generoase acordate de Uniunea Europeană pentru satul Hulercan și, desigur, să abilităm locuitorii cu instrumente eficiente de monitorizare în vederea realizării calitative a lucrărilor și, desigur, a minimizării riscurilor de lapidărilor. Ca rezultate a proiectului, am planificat să fie abilitați 30 de locuitori din comunitate. Vom realiza două focus grupuri cu participarea a 20 de pedagogi și părinți. Este cea mai scurtă cale de a afla tot ce se întâmplă și cum se realizează proiectul, de fapt, în instituția dată. Sunt primii beneficiari ai acestui proiect. 200 de locuitori din satul Hulercani vor fi chestionați respectiv, iarăși să-și spună poziția vis-a-vis de acest proiect. 150 locuitori vor fi informați despre domeniul eficienței energetice, ce presupune și cât de important este ca să se implice și să acopere cele. Și, desigur, două interviuri realizate cu autoritatea care implementează proiectul. Un raport de monitorizare, la final vom avea, care va fi de asemenea public, și un eveniment comun de finalizare și prezentare a rezultatelor. Impactul este foarte valoros, beneficiile sunt imediate, fiindcă vor beneficia atât profesorii cât și elevii de condiții confortabile. De 4 ori va fi redus consumul de energie electrică, 18 tone vor scădea emisiile anuale de dioxidul de carbon și, desigur, că beneficiile respective vor fi resimțite și apreciate de multe generații viitoare care vor învăța și activa în condiții europene. Și vă mulțumesc pentru atenție, aștept întrebări. Așa cumva eu am fugit încă mai repede decât ne-ați... Tot bine, ne-am încadrat în timp, mersi foarte mult. Da, deci mi-a părut foarte important acele menționare celui triplu efect, el cred că este și mai mult decât triplu efect, fiindcă sau triplu impact, da, care este pentru sectorul energetic, sectorul economic, sectorul ecologic, fiindcă mai avem și impactul pentru societate, pentru oameni, pentru cetățeni, pentru tânăra generație, prin care îi educăm să tindă, să promoveze aceste principii ale eficienței energetice și să, în viitor respectiv, educăm o generație care va transmite și ea mai departe aceste cunoștințe, aceste idei și principii. Mersi foarte mult, Maria. Deci eu aș vrea să rog următoarea prezentare de la Femina Nova, vă rog mult. Să încercăm să facem distribuire de ecran. Așa, acuși un picuț. Se vede ecranul, spuneți-ne, vă rog. Încă nu. Acuși, doamna, aveam un picuț. Să vedem care este situația aici. De mult n-am lucrat în Zoom-ul ăsta. Ecran.
Așa. Doamna Maria, dacă este o problemă... A, este ok. Nu. Este ok, nu. Se vede? E bine. Se vede, da? Încă o dată, bună ziua. Sunt Maria Nasu, reprezint Asociația Obștească, Femina Nova, Lex Nova. Implementăm, suntem în proces de implementare a proiectului Cooperare Eficientă, Administrare Transparentă, în proiectul Sporirea Eficienței Energetice a Liceului Teoretic Alexei Matăievici. Un proiect pe durata de la 1 martie până la 31 august 2021. Ca scop ne-am propus ca să abilităm societatea civilă în monitorizarea activităților de implementare a proiectului. Ne-am propus să monitorizăm un grup mare de cetățeni, aproximativ 700 de cetățeni, atât din oraș cât și din localitățile, de 11 localități, de unde avem, unde sunt școlile de circumscripție și avem elevii și relația cu părinții din comunele din raion. În cadrul proiectului ne-am propus ca următoarele obiective. În baza abilitării cetățenilor, să devină cetățenii mult mai activi și să participe în lucrările de monitorizare a lucrărilor care vor avea loc în baza acestui proiect. Pașii pe care i-am realizat noi în baza proiectului, activitățile poate nu sunt chiar atât de multe, dar considerăm că sunt ample și consistente. Prima activitate a fost conferința de lansare, pe care am realizat-o cu prezența offline 20 de cetățeni și 88 de persoane online. Dar în baza conferinței am avut și articolul la ziarul acasă, unde sunt abonați peste 400 de cetățeni. Am avut în cadrul conferinței reprezentanții ai Apelei 1, Apelei 2, șef a instituțiilor de învățământ, anume punem accent pe aceste 11 comunități din Raionul Șoldănești, de unde avem elevii și relație cu părinții, șef direcție învățământ, directori a instituțiilor de învățământ și, desigur, reprezentanți din societatea civilă. Tot în baza acestei conferințe, după aceasta am organizat CMC-ul, Consiliul de Monitorizare a Cetățenilor. Expert a fost selectat, nominalizat domnul Vladimir Ursu și vreau să zic că a trezit mare interes pentru participanți, a reușit să capteze atenția și să pună bazele formării competențelor de cu organele cu funcții reprezentative din teritoriu. Consiliul de monitorizare include 15 persoane, sunt 7 persoane din societatea civilă, 3 profesori, 3 liceeni care sunt și membri ai Consiliului Tinerilor din oraș, un expert și un moment, o problemă cu microfonul. Da, din greșeală eu am oprit microfonul, cer scuze, vrem să opresc alt microfon și l-am oprit pe dumneavoastră. Doamna Maria, vorbiți. Vreau să zic că Consiliul de Monitorizare al Cetățenilor vedem o activitate de perspectivă în comunitate, pentru că experiența pe care o acumulează acum e de dorit și cred că așa va fi să, în alte proiecte tinerii să fie implicați, să monitorizeze, să influențeze procesul de transparență în proiectele care vor fi pe parcurs, sperăm că să fie implementate. Și îndeosebi proiectul nostru, eficiență energetică și transparentă. A doua activitate, adică o serie de activități, includ webinarele detectivilor energetici, care preconizează oportunități de eficiență energetică a clădirilor publice. În cadrul acestui primului webinar, că astăzi este al doilea webinar concomitent cu masa rotundă derulează în liceu, online au participat 157
au fost 157 de participanți, chiar am avut incluse toate, în afară de părinți, tineri, reprezentanți ai EPL-urilor, noi am avut și reprezentanți a 5 ONG-uri din teritoriu. Au vrut ca să vadă experiența de cursul acestor webinare. Tinerii au fost implicați, astăzi este a doua ședință și urmează să avem în total 8 webinare, așa, două dintre ele deja au derulat. Și ca produse avem participarea cetățenilor, informarea cetățenilor, formarea tinerilor care duc această informație în imagine pe care îi vedeți și desigur este perioada aceasta de COVID și nu pot că ne-am preconizat ca să fie o clasă întreagă de tineri, dar este imposibil în această perioadă. Uh-huh. În schimb au putut ca online să se mulipsească, să implementeze, să se vadă această experiență. Ce ne preconizăm noi în final, pe parcurs? Sperăm să ajungem totuși, pentru că dacă 700 de cetățeni informați sună mult, noi credem că vom ajunge la acest număr, că avem relație cu școlile, am zis, cu comunitatea și vom avea în luna mai o caravană, să zicem noi așa, 60 de cetățeni adulți care vom merge în instituțiile din teritoriu și vom o campanie de conștientizare pe care vom realiza-o, vom merge în fiecare instituție și nu numai instituție, dar vom încerca chiar să fie și autoritățile publice locale de nivelul 1, unde vom disemina informația, vom abilita cetățenii, vom vorbi despre rezultatele deja care sunt, despre impactul eficienței energetice și activităților pe care le-am preconizat, a economiilor care pot fi. Și o altă activitate importantă, cred că urmează să o avem în luna august, 60 de cetățeni adulți și punem accent pe tineri, care vor fi instruiți despre cadrul legal al Republicii Moldova cu privire la transparență în procesul decizional, eficiență energetică și participare civică. Expert este desemnat domnul Moscalu, cu care vom conlucra în această perioadă. Și în cadrul acestor activități, chiar constatăm că este foarte important ca cetățenii să facă cunoștință cu cadrul legal pentru a fi mai multă transparență, pentru a fi o participare activă în procesul decizional. Dacă reușim să realizăm tot ce ne-am preconizat, cred că va fi și eficiență, va fi și transparență, va fi și calitate și noi ne vom bucura de o experiență pe care vom acumula-o. Vă mulțumim pentru colaborare și mulțumim, doamna Maria. Asta este pentru astăzi. Da. Mulțumim mult pentru această prezentare. Cred că este o experiență nouă pentru dumneavoastră, să simțiți că ați avut emoții. Așa este pentru noi facem lecții, am făcut altceva până acum și dar încercăm să ne sunteți și în activitățile din cadrul proiectului. Chiar suntem în activități și astăzi am avut 3 activități în afară de aceasta. Vă mulțumim foarte mult. Cu plăcere. Da. Cred că o să reușiți toți, dacă o să vă planificați corect, o să le reușiți pe toate. Deci vă rog, a rămas ultima prezentare, care la fel ține de proiectul de monitorizare a eficientizării energetice a unui liceu. Este vorba de Ungheni și organizația Expresul. Doamna Veronica? Da, bună ziua! Îmi spuneți, vă rog, doar dacă se vede tot ecranul. Ca să... Da, se vede bine. Se vede și ecranul tot, da? Da. Dacă doriți, puteți să apăsați ca să vadă doar slide-ul, ca să fie mai mare. Mersi. Bună ziua, sunt Rotar Veronica, reprezint Asociația Obștească OI Expresul. Sunt coordonatoarea de proiect implementat în proiectul Abilitatea Cetățenilor în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ. În parteneriat cu
Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă Ager și Asociația Obștească Habita. Proiectul nostru se numește SHIT, unde descifrarea este schimbarea începe de la tine, fii inovativ și creativ. Avem și noi un scop al proiectului care ar fi abilitatea și implicarea elevilor, părinților, cadrelor didactice din instituție pentru a participa sau prin participarea lor activă și constructivă în monitorizarea privind dezvoltarea durabilă. Obiectivele preconizate în acest proiect sunt informarea și abilitatea elevilor, a părinților, cadrelor didactice despre eficiență energetică în instituția publică Liceu Teoretic Mihai Eminescu din municipiul Ungheni și al doilea obiectiv, implicarea elevilor, al părinților și cadrelor didactice în acțiuni de monitorizare de eficiență energetică din nou în instituția publică Liceu Teoretic Mihai Eminescu. Dacă să vorbim că lipsa resurselor energetice proprii sunt și promovarea eficienței energetice și valorificarea resurselor regenerabile de energie disponibile în teritoriu constituie căi optime pentru reducerea dependenței în cauză, precum și o condiție esențială pentru dezvoltarea durabilă. Dacă în trecut energia electrică era utilizată în special pentru iluminat, actualmente energia electrică se utilizează pentru spălare, curățare, comunicare, precum și în alte scopuri, ceea ce conduce inevitabil la creșterea consumului mare de energie. Pentru a face față provocărilor legate de creșterea consumului de energie, promovăm constant conceptul de eficiență energetică pentru a face cunoscut în regii comunități și să-i facem cât mai responsabili. Dacă să ne oprim la importanța eficienței energetice, avem câteva scopuri pentru a aduce un consum de energie electrică în instituție. În urma rezultatului eficienței energetice cu un redus de 12% în comparație cu anul precedent. Dorim că datorită valorificării eficienței energetice, consumul de energie să fie redus cu 25-30%, să optimizăm cheltuielile din contul eficientizării consumului de apă și energie, cel puțin cu 3% și să asigurăm durabilitatea măsurilor de eficiență energetice. Și o dorință mare este reducerea nivelului de poluare pe care instituția îl are asupra mediului, cu circa 200 de tone de dioxid de carbon anual. Lucrările care sunt preconizate în instituția publică și rezultatul final, cum vedeți în fotografii, liceul care îl doresc să-l vadă elevii și părinții și însăși comunitatea. Lucrările care sunt preconizate și sunt în etapă de implementare sunt consolidarea măsurilor de eficiență energetică a clădirilor, fiind 5 clădiri, inclusiv și acoperișului, instalarea unui sistem eficient de ventilare, condiționarea aerului, instalarea unui sistem eficient de încălzire, unei rețele de distribuire a energiei electrice, instalarea unui sistem de iluminare cu LED și măsuri complementare, cum ar fi managementul apelor fluviale, pavarea curții, renovarea toaletelor, crearea accesului persoanelor cu dezabilități. Aceste fotografii avem de lucrările care sunt efectuate acum la moment, unde cu grupul de lucru, care este compus din cadre didactice din administrația instituției, avem părinți din asociația liceului, avem reprezentanți din Consiliul Raional Ungheni și în ultimul rând în echipă mai avem elevi care sunt grupul de inițiativă locală, voluntari eminesceni din instituție. Activitățile care sunt preconizate pe parcursul acestui proiect de implementare sunt instruiri diverse la tema implicare cetățenilor în monitorizare proiectelor de infrastructură, implementate, desigur, cu suport finanțat de la Uniunii Europene, diverse ateliere pentru elevii din instituții în vederea conștientizării beneficiilor măsurilor de eficiență energetică, mese rotunde cu elevii la diverse teme care de acolo le-am și efectuat câteva unde au rămas elevii foarte surprinși, plăcut, și ateliere de monitorizare a proiectului. Am plasat câteva fotografii de la masa rotundă cu elevii, unde am vorbit despre conservarea energiei, că este un pas spre dezvoltare durabilă. Au fost entuziasmați elevii puși ei pe rol sau să le dea unele întrebări la care
ne gândeam că nu vor da răspunsuri și ne-a bucurat faptul că au fost practic, ne-au surprins, sau mai corect, așteptările la cele ce răspunsuri am vrut să le arătăm și noi. Am avut niște dezbateri cu ei care sunt avantajele și dezavantajele panourilor fotovoltaice și a centralelor eoliene și o temă foarte interesantă în cadrul acestei mese rotunde, ce este acea energie durabilă și dacă este sau nu nevoie de ea. Rezultatele preconizate sau rezultatele care le așteptăm noi în acest proiect ar fi schimbarea viziunii a cel puțin 30 de tineri în urma discuțiilor la diverse mese rotunde, dar ne dorim să fie cuprinși toți 1200 de ele, asta cred că vor fi de-a cu rezultatele pe parcurs, să elaborăm un plan funcțional de monitorizare, cel puțin 170 participanți să fie instruiți despre proiect și impactul acestora pentru mediu, precum și beneficiile proiectului, și iarăși cel puțin 30 de participanți să fie instruiți despre impactul semnificativ asupra consumului de energie. Vreau să vă mulțumesc pentru atenție și, în ultimul rând, să închei prezentarea cu motoul care îl avem de mult, cu schimbarea începe de la tine. Mulțumim! Mulțumesc mult, doamna Veronica, o prezentare foarte frumoasă și cu un moto pe măsură la final. Într-adevăr, schimbarea începe de la fiecare din noi și de foarte multe ori, indiferent de care este domeniul, noi așteptăm că cineva va veni și ne va crea condiții mai bune, o viață mai bună, un mediu mai curat și așa mai departe. Dar, de fapt, schimbarea stă în fiecare din noi și în dependență de câți din noi ne vom implica, rezultatul va fi respectiv. Eu aș vrea să rog reprezentanții autorităților publice. Doamna Angela, dacă ne auziți, sunteți cu noi? Doamna Panciuc. Nu aud pe doamna Angela. Mai este cineva din autoritățile publice? Da, bună ziua! Eu mă numesc Galina Noroce, sunt din cadrul Agenției de Mediu. Și vreau, în primul rând, să vă, Vă mulțumim. Să exprim apreciere pentru consolidarea efortului de a organiza astfel de ateliere și, nu în ultimul rând, pentru efortul depus a celor care implementează proiecte în teritorii. Și chiar am fost foarte atent la prezentările care au fost expuse pe ecran. Vreau să zic că pe cât de mult se lucrează, pe atât de bune așteptări și sunt. Și chiar sunt așteptări realiste. Și chiar acei 60 de persoane, 30 de elevi, ca să-și schimbe viziunile, avem niște așteptări realiste și vreau să felicit pentru faptul că ați simțit exact grupurile care sunt cele mai ușor de lucrat. Ele, părinți, cadre didactice, fiindcă cu siguranță implementarea acestor proiecte n-ar fi realizate fără ajutor și fără susținerea lor, deoarece cu siguranță își doresc acel confort pentru viața de zi cu zi. Dar confortul neapărat vorbește despre un consum de energie, iar conștientizarea faptului că să consumăm eficient, aceasta ne va spori și starea de confort, dar și ne va întări relația prietenoasă cu natura, fiindcă doar trăind în condiții bune, dar fiind neprietenoși mediului, atunci acest echilibru, bineînțeles, îl simțim și vom simți mult. Dar anume aceste proiecte au acel rezultat comun, dezvoltarea durabilă, consum eficient și protecția mediului. Faptul că se dorește și se așteaptă și se luptă pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră, aceasta va contribui pentru sănătatea tuturor, pentru îmbunătățirea stării ecologice în Republica Moldova și eu doar vă felicit și vă doresc succes să avem și să aveți rezultatele scontate. Mulțumim, mulțumim foarte mult pentru că ne-ați onorat cu prezența dumneavoastră și cu această încurajare pentru beneficiarii de granturi care implementează acele proiecte finanțate de către Uniunea Europeană.
Și dacă îmi permiteți, vreau să-mi dau cuvântul și doamnei Angela Panciuc. Am văzut că dumneavoastră ați vrut să interveniți, dar deja vorbea doamna Galina. Bună ziua tuturor! Vă salut la acest eveniment frumos organizat de către dumneavoastră. Vreau să salut prezența tuturor și interesul manifestat față de problema abordată în cadrul acestui atelier mese rotunde. Eficiența energetică, după cum cunoaștem noi, este o abordare foarte importantă pentru toată Republica noastră și nu doar. Mulțumim pentru prezentările interesante care au fost prezentate azi, pentru datele relevante care au fost elucidate acolo și vreau să menționez că, într-adevăr, conștientizarea masivă a populației și mai cu seama elevilor este foarte importantă pentru că micii învățăcei asimilează foarte repede informația și vor nu doar la nivel de discuții să fie aceste lucruri, dar vor să vadă și implementarea lor, pentru că având și eu doi copii mici, ei vor să vadă și același selectare separată a deșeuri și dacă acasă noi avem acest lucru, nu avem unde să le ducem organizat în curtea blocului sau cel puțin în apropiere, dar asta este un alt subiect de discuție. Vreau să îndemn școlile, instituțiile, administrațiile publice locale să aplice la granturi pentru pentru dezvoltarea cu emisii reduse, care le avem suficiente în Republica Moldova și care pot fi aplicate la moment. Vă mulțumesc! Mersi, mersi foarte mult și doamna Angela. Mai avem pe cineva, poate avem de la primărie cineva este? Sau de la autorității centrale, poate încă de la vreun minister sau agenție. Mai este cineva? Nu văd alți participanți. Deci, în contextul în care am epuizat și ne-am încadrat perfect în timpul prevăzut de agendă, deci vă felicit pe dumneavoastră și pe noi toți, fiindcă am reușit să ne încadrăm în această agendă care am planificat-o. Trecem, practic suntem în pauză, dar propun să utilizăm pauza pentru cei interesați de întrebări și răspunsuri. Cei care vor să-și facă un ceai, o cafea, pot 15 minute să se ridice de la calculator și respectiv să se relaxeze un pic, iar cei interesați de discuții, eu propun să rămânem în online și să dăm întrebări către prezentatorii care i-am avut până acum. După pauză, la orele 14:45, începe sesiunea expertului, domnului Parlikov, dacă nu greșesc, colegia Inga Olga. Corect, eu țin minte agenda, da? Da, la 14:45 începem sesiunea 2, eficiență energetică, noțiuni, principii, politici și impact. Iar acum avem o discuție, întrebări-răspunsuri pe marginea prezentărilor organizațiilor beneficiare de granturi. Doamna Eugenia, ați avut dumneavoastră prima întrebare. Da, îmi dați voie. Mulțumesc foarte mult, sunt Eugenia Roșca, Asociația Oftească Concordia Telenești. Mă interesează așa, am văzut că sunt și de la IBIS Viitorul și dânsii e marea majoritatea atribuțiilor sunt monitorizarea, deci la nivel republican, a diferitor structuri cu gestionarea, inclusiv poate și cu rețele electrice. Deci mă interesează relațiile dintre ANRE și agenții privați care dau în rețea energie solară, o dau în rețea, adică transformată în energie electrică, o dau în rețea. Și vă spun din ce cauză mă interesează astfel de întrebări. M-am ciocnit chiar și eu personal, fiindcă am lucrat împreună cu niște agenți economici la scrierea unor planuri de afaceri. Deci, în cazul în care instalezi un câmp solar, în cazul în care instalezi un câmp de plăci solare, îmi cer scuză, deci, atunci când faci contractul cu ANRE, ca să-ți dă
tariful durează un an jumate, până și, dar perioada asta el consumă energia care o dă în rețea. Asta e una la mână, a doua. Deci, conform legii privirii la eficiența energetică, un kilowatt în lege este scris că se dă în jurul la 4 lei și 80, mi se pare, care se transmite, se dă în rețea din energia solară. ANRE-ul plătește doar 1 leu și 90, motivând că 1 leu și 90 fără TVA, motivând că el se aliniază la țările vecine. Dar ce avem noi cu țările vecine? Noi trăim în Republica Moldova. Noi ne spunem legilor noastre din Republica Moldova. Și chestia asta e semne de întrebări foarte mari, care agenții privați care au instalat câmpuri de plăci solare un pic s-au descurajat. Deci în lege e scris una, dar de fapt o se face cu totul alta. Eu nu știu, e întrebare sau e constatare dacă cineva ar putea să spună că dacă cunoaște această chestie, deci relațiile dintre... Reglementările din domeniu, da? Da, reglementările. Da, fiindcă chestia asta ar trebui să includă politicul în privința respectării legii, fiindcă ei gestionează, eu știu că în România, dacă nu mă înșel, ei dau, de pildă, dacă au instalat cineva un câmp de plăci solare, el poate să dă și să distribuie și la vecini, adică este o instituție, distribuie și acolo, dar la noi trebuie numai decât să o dai în rețea, ca mai apoi să aștept să-ți vină banul în buzunar pe cheltuieli. Ele doar aceste cheltuieli. Și știți pe perioada la câți ani de zile se recuperează toată investiția care se face, fiindcă să instalezi un kilowatt de plăci solare, asta un kilowatt de lumină, de energie electrică, costul e foarte mare. Și asta, scutirea de TVA la vamă, când aduci și de pildă, spre spunem că aduci plăcile solare sau invertor al aduci de psihotare, se scutește de plata taxa vamală doar numai plăcile, care costă în jurul la, eu știu, poate și până la 100 de euro o placă. Dar invertorul nu este scutit, că asta e principala care transformă energia solară în energie electrică și invertorul costă foarte mult. Doamna Eugenia, haideți să luăm pe rând. Prima întrebare a dumneavoastră a fost referitor la drepturile de distribuire și costurile pentru energie electrică produsă de către câmpurile de panouri solare, așa să spunem. Da, că nu sunt conform legii cu privire la eficiența energetică. Dacă îmi permiteți, noi am avut această discuție în cadrul organizației noastre, exact când am elaborat analiza pe care v-am prezentat-o. Discuția a avut loc cu domnul Mihai Lupu, care chiar este participant la această masă rotundă și o să-i dau, cred că dumnealui o să aibă un răspuns mult mai coerent decât al meu, așa că rog pe dumnealui să vă răspundă la întrebarea aceasta. Ludmila, mersi mult, doamna Eugenia. Deci e o întrebare care, de fapt, noi, cei de la Institutul de Energetică, ne întâlnim cam zilnic de aspectul respectiv. După mine, chestia dată este legată mai mult de necunoașterea exactă a cadrului legal existent în Republica Moldova și, în special, aplicarea legii numărul 10 cu privire la sursele de energie regenerabilă. Dacă deschidem cadrul legal respectiv, deci acolo găsim trei scheme de sprijin care statul Republica Moldova ne le pune la dispoziție celor care încearcă cumva să producă energie din surse regenerabile. Deci prima schemă de sprijin este contorizare netă cu limitarea de capacitate de până la 200 de kW. Și aici vreau să mă opresc pe o clipă și să vin cu unele aspecte legate de aplicarea acestei scheme de sprijin în cadrul autorităților publice locale. Cel puțin din experiența care o am eu și din discuțiile care le avem cu colegii noștri din teritoriu, recomandăm că anume această schemă de sprijin, contorizare netă cu capacitate limitată de până la 200 de kW să fie aplicată de către autoritățile publice locale. Explic de ce. Ați menționat corect fraza legată de tarif, deci articolul 37 din legea respectivă menționează clar că atunci când produceți energie electrică și o livrați în rețea, deci distribuitorul sau furnizorul local, furnizorul central de energie, procură această energie la prețul în gro de piață. Deci, prețul în gro de piață este cel preț cu care furnizorul de energie procură această energie din exterior, adică la 87 de bănuți. Deci și respectiv, având această
acest decalaj de costuri, mulți din producători sau mulți din cei care își doresc să instaleze o instalație fotovoltaică prin aplicarea schemei de sprijin sunt dezamăgiți. Deci am avut mai multe discuții cu colegii de la distribuție, cu colegii de la furnizare, unde necunoașterea cadrului legal adecvat pune în pericol, să zicem așa, și discreditează schema de sprijin cu autorizare netă. Pentru cei care doresc să-și facă un business din vânzarea energiei, nu au decât să aplice scheme de sprijin a doua, care se numește tarife fixe. Deci, în cadrul tarifelor fixe, deci sunt implicați acei agenți economici care generează venituri din contul vânzărilor energiei electrice către furnizorul de energie. Deci, în cazul dat, aspectul, dacă ne referim la partea fotovoltaică, ați spus că în zona Telineștilor au fost instalate mai multe parcuri fotovoltaice, atunci această energie este livrată în rețea la preț fix aprobat de către ANRE. Deci, costurile investiționare la această schemă de sprijin, la fel, sunt plafonate de către hotărârile ANRE-ului și ele nu pot depăși $960, ultima hotărâre care a fost aprobată, dacă nu găsești, 541 hotărâre ANRE-ului, sunt plafonate și costurile investiționare făcute de către potențiali investitori nu trebuie să depășească costul respectiv. Deci vorbim acum de schema a doua de sprijin și schema a treia de sprijin ține de licitarea capacităților. Deci licitarea capacităților este un alt mecanism pe care statul Republica Moldova îl pune la dispoziție investitorilor și este făcută pe intermediul guvernului. Deci sunt limitate aceste capacități prin cadrul normativ primar și secundar, deci ele nu trebuie să depășească anumite capacități. De aia lupta aceasta pe teritoriul Republicii Moldova de a acapara o anumită pondere pe piața respectivă este una foarte și foarte dură. Deci noi am depășit limitările respective de capacități în anul 2020, unde dacă ne referim la aceeași tehnologie, panouri fotovoltaice, prin schema de sprijin urmau să fie instalate 15 MW, prin schema de suport licitației 25, deci aceste capacități la moment sunt epuizate. Guvernul Republicii Moldova, prin cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii, dezvoltă acum un alt cadru normativ secundar de extinderea acestor capacități. Deci eu aș recomanda cel puțin colegilor dumneavoastră, persoanelor care au investit deja în tare proiecte, să facă cunoștință mai exact cu acest cadru normativ primar și secundar. Pentru că deseori duci în confuzie persoanele care într-adevăr își doresc o investiție pe bun în acest aspect. Noi cei de la Institutul de Energetică am avut mai multe intervenții și chiar lucrări de cercetare, cel puțin din partea mea a fost lansat anul trecut în cadrul Conferinței Internaționale din România Foren online petrecută la Constanța, aspectele tehnico-economice legate de așa numită contorizare netă, unde am venit și am scos în evidență acele momente de care am vorbit acum. Deci nu vă aventurați în afaceri pe schema de sprijin contorizare netă. Deci asta e sfatul meu, e sfatul colegilor mei, cei care dorești cumva să-și demisioneze într-așa fel instalația de generare a energiei, că uite eu pe viitor aș putea procura energie, aș putea vinde energie la prețul în gro de piață, deci să greșesc ca mare. Noi lucrul ăsta l-am demonstrat și la Eloveni, că atunci când generezi energie mai mult decât tu produci personal, deci perioada de recuperare a investițiilor crește. Deci asta este sfatul meu, puteți apela în orice moment la consultările noastre, nu văd nicio problemă aici, colegii de la Centrul de Inovare și Politici din Moldova pot să vă lăsă datele de contact, adică suntem deschiși, aici avem multe ce discuta, e prea restrâns timpul astăzi că să ne expunem fiecare schemă separat. Sper că v-am dat răspuns la întrebare. Doamnă Lupu! Valeriu Rusu, eu nu prea sunt de acord cu dumneavoastră pentru că statul nostru nu are politici publice de încurajare și stimulare a folosirii tuturor resurselor alternative de energie. Eu am scris o carte încă în 2001, am făcut atunci pe timpul județelor adunări, am adoptat rezoluții, dar practic nimic nu s-a
mișcat pe aceste dimensiuni. Eu cunosc experiența în Germania, cunosc experiența în Polonia, am fost la multe expoziții și cu cât mai departe va fi statul de aceste politici, de să vină cu politici de încurajare și mai departe el nu trebuie să se implice. Trebuie să fie o concurență liberă pe piață și faceți, vă rog, un calcul, că eu cunosc cât costă echipamentele peste hotare pentru a implementa diferite resurse alternative. Mă refer la solar, geotermal, cea solară are două dimensiuni și așa mai departe. Și care sunt prețurile la noi, pentru că lipsesc aceste politici publice la care m-am referit și eu văd aceste politici publice pe trei dimensiuni, politici fiscale de încurajare, politici economice și politici creditar-bancare. Și dacă statul a venit cu aceste politici, mai departe, piața singur va reglementa raportul dintre cerere și ofertă pe o dimensiune sau pe altă dimensiune. Am făcut chiar și studii multe, atât în comparație cu piața Republicii Moldova, am dat atunci în Parlament în 2001, dar lucrurile au mers nu pe interesul cetățeanului, pentru că astăzi colegii au făcut prezentări și într-adevăr utilizarea resurselor energetice sunt foarte mari pentru că clădirile nu se încadrează în noile standarde EMAS și ISO ce ține de securitatea și eficiența energetică și așa mai departe. Eu pot să vorbesc pe mâine dimineață pe aceste dimensiuni, dar vreau să schimb atitudinea statului pe aceste dimensiuni pentru că Republica Moldova este dependentă de energie. Nu mai vorbesc despre securitatea economică, că acum Uniunea Europeană prevede și niște politici publice pentru a diminua riscul de securitate energetică al acestor țări. Eu cunosc în profunzime că am făcut nu demult și un curs la Strasbourg și ține de aceste lucruri, conectări și așa mai departe, toate dimensiunile. Eu îmi doresc și vreau să vin cu un apel și către colegi că noi trebuie să facem advocacy masiv pentru a deci ca statul să vină cu aceste politici la care m-am referit. Mulțumesc! Domnule Reu, deci eu am vrut acum să scot anume în evidență cadrul existent în Republica Moldova, fiindcă sunt de acord cu multe chestii care le-a spus dumneavoastră, dar noi reieșim din ceea ce avem la moment. Și celor investitori trebuie să le pui la dispoziție cele instrumente care le are la moment statul Republica Moldova. Deci asta am încercat să, de fapt, să explic. Da, eu sunt de acord, dar rămânem în urmă. Asta e. Bine, asta e. Nu știu cât de rămânem în urmă. Fiindcă nu au fost interesele astea. Deci noi la capitolul implementarea IQ-ului comunitar, mai ales pe componenta energetică în Republica Moldova, este una foarte, foarte mare. Deci noi suntem lideri, deci eu nu pot să zic acum că cadrul legal primar și sincudal, cel puțin pe domeniul care îl cunosc eu, nu cunosc alte domenii, e prost dezvoltat. Nu, nici pe departe. Deci noi avem un cadru de reglementare bine pus la punct. Asta e. Ok. Dacă sunt întrebări, poftim, transmiteți în chat sau colegilor. El, ca să fie clar, eu nu m-am referit la cadrul legal, eu m-am referit la mecanisme concrete și am arătat dimensiunile de încurajare și stimulare de implementare cât mai repede, fie și a cadrului legal, dar și a politicilor ce țin de utilizarea acestor resurse alternative, deci pe toate dimensiunile. Mersi, împreună cu COVID în Danemarca, noi am făcut și un studiu atunci în 2001 ce ține de aceste politici. Mulțumesc! Mulțumim, domn Valeriu și domn Mihail Achel, vă mulțumim pentru explicații și sper că persoanele care vor avea mai multe întrebări la tema dată, vă vor scrie personal sau vă vor contacta personal, pentru că, într-adevăr, este un întreg domeniu care necesită de a intra în detalii și de a vedea toate posibilitățile care sunt. Alte întrebări mai avem?
Doamna Ala, dacă îmi permiteți că doamna Eugenia Roșca a ridicat această întrebare și a făcut referire și la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale și cumva am vrea și noi să dăm, nu știu, o completare probabil la ceea ce a zis domnul Mihai Lupu și domnul Valeriu Rusu și aș vrea probabil mai bine să vorbească expertul IDIS pe domeniul eficienței energetice. Nu știu dacă avem acum posibilitate sau la sesiunea viitoare. Victor Parlicov, dacă poți să dai, nu știu, dacă ai ceva comentarii, completări la întrebarea doamnei Eugenia Roșca. Bună ziua tuturor! Eu știu că îmi iau acum un pic din timpul meu chiar de prezentare care urmează, dar vreau scurt doar să completez ceea ce a spus domnul Lupu și parțial să nu fiu de acord cu unele chestii pe care dumneavoastră le-a spus, dar în mare parte dumneavoastră a spus foarte corect tot ce ține de cadru normativ. Noi avem un cadru normativ destul de bun, nou. Ceea ce a vorbit doamna Roșca, am impresia că s-a referit la o experiență anterioară, la o experiență din trecut, de până la anul 2019. Pentru că e relativ recent, nu-i tare din trecut, dacă e 2019. Bun, legea a intrat în vigoare nouă, legea a intrat în vigoare din 2018, dar a fost pus în aplicare toate mecanismele astea, cel puțin mecanismul de feed-in tarif a fost pus în aplicare din 2020, de fapt. Dar ca să vorbesc foarte pe scurt, într-adevăr, la noi este posibilitatea de a livra energie rețea, așa cum a spus și domnul Lupu, în baza unor tarife predeterminate. Într-adevăr, tariful e circa 1,90 lei, el se ajustează fiecare an la curs valutar. Dar vreau să spun că sunt foarte mulți doritori de a investi la aceste condiții. Adică nu înțeleg de ce, adică dacă cineva spune că uite, 1,90 lei e foarte puțin, eu pot să-i contrazic cu fapte, pentru că anul trecut au fost scoase la spunem așa, licitații sau au fost scoase pentru a fi suplinite cotele de generare cu energie regenerabilă, inclusiv partea solară, de circa, dacă nu greșesc eu, de circa 15 MW au fost scoși anul trecut. Păi cotele astea s-au epuizat în câteva săptămâni, practic. Adică doritori de a investi cu 1,90 lei în energie solară au fost foarte și foarte mulți. Foarte rapid această cotă s-a umplut și deja noi, producători, nu au putut, spunem, beneficia de acest tarif de aproape 1,90 lei, pentru că deja cotele erau epuizate. Următoarele cote, acum este un proiect de hotărâre de guvern prin care se vor aloca noi capacități, dar noi cote pentru instalarea panourilor fotovoltaice, inclusiv pe mecanismul de feed-in tarif, deci tarif garantat. Și la fel, eu am impresia că el se va epuiza în prima zi, pentru că numai chiar din spunem, proiectele sau doritorii de investi care m-au contactat pe mine personal, eu cred că cotele astea o să fie împlute în vă spun că posibil chiar în prima zi. Deci doritori de a investi la condițiile astea sunt foarte mulți. Adevărat este că trebuie să cunoști foarte bine mecanismele și trebuie să cunoști foarte bine ce, când și unde să depui pentru a face investiția. Inclusiv una din primăriile noastre, primăria Feștilița, a depus acte pentru a beneficia de tariful feed-in, însă a fost refuzată pe motiv că nu a fost, deci a aplicat primăria, dar mecanismul este destinat agențiilor economice. Deci ei au fost nevoiți să revizuiască, să dea în, spunem, în, să spun așa, în gestiune, da, tot acest proiect și toată această infrastructură unei întreprinderi municipale pe care au creat-o. Și deja întreprinderea municipală avea drept să beneficieze și are drept în continuare să beneficieze de acest tarif feed-in, doar că cotele respective deja au fost epuizate. Deci ei așteaptă acum alocarea noilor cote, din câte înțeleg eu, pentru a fi pentru a beneficia de acest mecanism de sprijin, tarif feed-in. Acum, singurul element cu care eu nu am fost de acord cu domnul Lupu a fost că mecanismul de net metering nu ar fi atractiv sau nu ar fi fost bun. După mine este un mecanism destul de bun și destul de sustenabil.
În special, dacă îți calculezi bine... Vă rog, microfonul. Acolo face gălăgie. Un moment, avem un problemă tehnic. Olga, vede microfoanele care în plus. Mersi. Deci, de ce consider că mecanismul este bun? Pentru că, în primul rând, ca să termin cu mecanismul de fidintare. Da, într-adevăr, investiția este destul de mare, deși panourile sunt tot ieftinesc și eficiența lor tot crește. În mod la, spunem așa, la calcule estimative, investiția în panouri solare pe mecanismul de fidintare se recuperează la tariful care l-a aprobat în rediu, circa 1,90 lei, se recuperează în vreo 5-6 ani, mai puțin de 6 ani, deci în vreo 5 ani. Și atunci, în funcție de eficiența panoului, unde se află, etc., dar oricum, respectiv, mecanismul, deci prețul ăsta garantat, inclusiv care anual se indexează la cursul valutar pentru a nu fi afectați investitorii cu cursul valutar. Deci mecanismul ăsta dă un tarif garantat pe 15 ani. Deci în vreo 5 ani îți recuperezi investiția și după aia 10 ani de zile panourile continuă să genereze, continuă să faci venituri. Și eu cred că e un mecanism nu degeaba. Investitorii s-au lansat, s-au avântat, așa, sau dacă doriți, s-au aglomerat foarte mulți la acest mecanism. Și acum stau în rând și așteaptă, pentru că, repet, în prima zi în care vor fi anunțate cotele și noile tarife FIDIN, eu sunt sigur că vor fi depuse cereri care vor depăși cotele alocate. Dacă nu în prima zi, cu certitudine, în primele 2-3 zile. În prima săptămână sunt absolut sigur. Acum, dacă vorbim de mecanismul net metering, puțin. Deci, el, într-adevăr, în primul rând, mecanismul ăsta nu a fost creat pentru ca cineva să facă bani. Deci, mecanismul ăsta nu a fost creat pentru a câștiga bani. Mecanismul ăsta a fost creat pentru consumatori, ca cei care și-o doresc să-și substituie o parte din energia pe care o consumă din rețea cu energie regenerabilă produsă local. Deci, el nu este pentru a câștiga bani din vinderea energiei. El este pentru a economisi bani prin faptul că procuri energie mai puțină și nu uitați, dacă vă instalați panourile solare la locul dumneavoastră de consum, dumneavoastră practic mecanismul ăsta vă permite să utilizați rețeaua electrică în calitate de acumulator. Adică dumneavoastră generați energia în rețea atunci când este soare, consumați, evident că nu atunci când este soare, dar când vreți, când porniți, nu știu, mașina de spălat, ceainicul și mai aveți pe acasă, televizorul, becurile seara. Seara soarele nu-i, dar becurile ar. Păi, utilizați energie din rețea când aveți nevoie și la sfârșitul anului, la sfârșitul lunii, plătiți doar diferența. În sensul ăsta, dumneavoastră vă recuperați investiția în panouri solare, dacă nu instalați capacități prea mari, supradimensionate, voi recuperați investiția la tariful cu cât procurați energie din rețea. Bun, anul ăsta în zona Premier Energy, el e de 1,50 lei ceva, dar a fost și 1,80 lei. În zona Red Nord, el e aproape de 2 lei. Deci, recuperarea investiției în sensul ăsta este foarte atractivă și posibilă, mai ales că tarifele la noi se schimbă, tarifele la noi, cel puțin în zona Premier Energy, vor crește. Dar prețul, după ce v-ați instalat panouri solare, energiei produse de panourile solare, rămâne același, pentru că odată ați investit în panouri. Respectiv, eu nu aș spune că mecanismul ăsta nu este atractiv. După mine, el este atractiv și este necesar. Altceva e că trebuie să vă calculați foarte bine capacitatea instalată. Nu supradimensionați, nu încercați să instalați capacitate prea mare, mai mult decât consumați, pentru că, într-adevăr, ajungeți în situația când la sfârșitul anului aveți exces de energie dată în rețea și atunci vă se compensează la costul angro de energie, la vreo 90 de bani, care, într-adevăr, este prea ieftin. Pur și simplu nu instalați prea multe. Asta e simplu soluție. Instalați panouri solare cât consumați. Mecanismul ăsta nu a fost prevăzut ca cineva să câștige bani. El a fost prevăzut ca să dea posibilitate consumatorilor să aibă energie verde în locul energiei fosile din rețea. Domnul Victor, ca să fac o concluzie din ceea ce am înțeles eu, se primea, deci avem
această situație pentru consumatori practic casnici sau de mic casnici, inclusiv instituții publice. Dar doar pentru necesități proprii, deci nu este ca o posibilitate de afacere, de dezvoltare a unei afaceri pe baza energiei solare sau panourilor fotovoltaice. Da? Aici nu mi-a întrebare de afacere. El n-a fost conceput din start ca mecanism de afacere. Pentru mecanism de afacere este mecanismul feed-in, despre care a vorbit domnul Lupu, și este încă un mecanism pentru capacități și mai mari instalate, dar care deocamdată încă nu e activ. Da, vă mulțumim mult și cred că trecem la tema noastră. Cu toate întrebarea dată este una foarte actuală și văd că a fost foarte interesant participanților. Trecem la agenda noastră și eu vă ofer cuvântul deja pentru următoarele două sesiuni până la orele 4:30. Am înțeles. Eu fac acum share la ecran. Se vede? Da, e ok. Eu în momentul în care fac sharing la ecran, eu nu prea văd cine și ce ridică mâna sau vorbește, dar eu sunt perfect ok dacă sunt întrerupt, așa că dacă ceva pe parcurs nu înțelegeți, dacă ceva aveți vreo întrebare pe parcurs, nu vă, spunem așa, nu vă sfiiți, adresați întrebarea, întrerupeți-mă și adresați întrebarea. Asta e o rugăminte. Da. Eu totuși, domnul Victor, eu totuși aș interveni și să rog să fie ridicate mâinile și noi cu Olga monitorizăm. Vom da cuvântul persoanelor care vor avea întrebări. Vă rog mult ca să nu fie suprapunere de discuții. Ok, deci atunci aveți grijă dumneavoastră atunci de cei care au întrebări, pentru că eu chiar pe bune nu-i văd. Eu am dat slide-uri destul de multe. Am slide-uri destul de multe, de asta o parte din slide-uri îi voi trece în revistă foarte rapid, ca să lăsăm spațiu și de discuții, dar slide-urile sunt multe ca voi să aveți informații după asta, eu prezentarea voi transmite și veți avea informația asta în formă electronică, dar o parte din ele le voi trece, vă preîntâmpin din start, că le voi trece așa în fugă, pentru a mă încadra în timp, mai ales că deja o parte din timpul meu s-a scurs. Deci, dacă e să vorbim despre relația între energie durabilă, eficiență energetică, climă și toate aspectele astea, trebuie să, spunem, să facem o ordine în terminologie și pentru asta am făcut slide-ul ăsta. Hai să începem așa, că toate eforturile în domeniul energiei regenerabile și a eficienței energetice astăzi țin de domeniul politicilor de climă, politicilor sau agendei globale în domeniul schimbărilor climatice. Și agenda asta globală în domeniul schimbărilor climatice se constă din doi piloni sau din două dimensiuni, două direcții. Prima este atenuarea schimbărilor climatice, asta înseamnă reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, deci GES, așa, ca să nu încălzim clima în continuare. Și a doua dimensiune este adaptarea la schimbări climatice, pentru că este deja clar pentru toată lumea că pe parcursul secolului 21 noi nu vom reuși să prevenim o încălzire globală a climei. Deci în cel mai optimist scenariu, noi vom avea o încălzire de circa 1,5 grade Celsius. În cel mai optimist scenariu. În realitate, probabil că va fi semnificativ mai mult. De asta, al doilea pilon al politicilor în domeniul climei este, da, încercăm să facem cât putem, cât depinde de noi ca oameni, să reducem, spunem, emisiile gazelor cu efect de seră, însă trebuie să ne gândim inclusiv la cum ne adaptăm habitatul nostru, cum ne adaptăm localitățile, modul nostru de viață la schimbările climatice care oricum vor surveni, chiar dacă noi vom depune eforturi pentru a le, spunem, atenua aceste schimbări. Respectiv, pe domeniul atenuării schimbărilor climatice sunt iarăși două dimensiuni. Atenuarea schimbărilor climatice, așa cum am spus, este practic reducerea emisiilor, ține de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Ea practic ține de domeniul energiei durabile, deci sectorul energetic nu degeaba este
spunem, evidențiat ca un domeniu separat în domeniul politicilor de climă. Deci energia durabilă este un element de bază, dacă doriți, în tot ce ține de politicile de climă și asta este din simplu motiv că sectorul energetic este responsabil de circa 70% din toate emisiile de gaze cu efect de seră la nivel global. Veți vedea și ce se întâmplă pe Republica Moldova, eu am statistica asta în prezentare puțin mai târziu, dar ca să înțelegeți, din tot ce emitem noi ca oameni gaze cu efect de seră în atmosferă, circa 70% e responsabilitatea sectorului energetic. Respectiv, politicile în domeniul energiei durabile sunt, spunem, pilonul de bază, dacă doriți, a politicilor în domeniul atenuării. Și energia durabilă, la rândul său, constă iarăși din două elemente principale. Eficiența energetică și valorificarea surselor regenerabile de energie. Care este logica și mă voi referi aici pe scurt, pentru că pe urmă cred că nu voi avea timp. Eficiența energetică ține de consumul rațional de resurse, în primul rând. Putem vorbi mult, îmi place paralela că eficiența energetică, asta e despre faptul că cea mai ieftină energie este energia pe care nu o consum. Eficiența energetică este despre păstrarea, și aici e foarte important de înțeles, păstrarea nivelului de viață, păstrarea și chiar creșterea nivelului de confort al oamenilor, însă cu un consum mai mic de resurse energetice. Pentru că asta este, nu este corect să vorbim despre eficiență energetică în termeni că, uite, eficiența energetică, asta e, am stâns luminile, am deconectat echipamentele electrice toate, am făcut tot, spunem, ne-am întors în peșteri, străim în peșteri și asta e eficiența energetică. Nu. Eficiența energetică este păstrarea nivelului confortului și chiar dezvoltarea și creșterea nivelului confortului, însă cu un consum mai mic de resurse energetice. Asta este eficiența energetică. Al doilea element sunt sursele regenerabile de energie, despre care eu, dacă sincer, nu m-am gândit astăzi să vorbesc mult, pentru că tot, spunem, prezentarea, stată, agenda prevedea să vorbim despre eficiență energetică în primul rând, dar văd că sunt întrebări pe surse regenerabile de energie. Eu nu am dat aici mult în prezentare pe surse regenerabile, însă dacă veți dori, puteți adresați la fel întrebări la sfârșit și eu voi răspunde cu drag. Deci, acum toate lucrurile astea le-am vorbit ca să fie o claritate în termen. Eficiența energetică e una, sursele regenerabile de energie e alta, ele împreună constituie energia durabilă, politicile în domeniul energiei durabile, care împreună cu politicile de emisii non-energetice, în domeniul emisiilor non-energetice, care nu provin de sectorul energetic, spre exemplu, agricultura. Putem să vorbim mult și cum, care e mecanismul de ce agricultura contribuie la emisii, însă, deci ca să, asta nu e subiectul de astăzi. Deci toate emisiile non-energetice și cu politicile în domeniul energiei durabile constituie politicile de atenuare în domeniul climei. Și politicile de atenuare în domeniul climei împreună cu politicile de adaptare constituie toată agenda climatică. Acum, de ce este nevoie de această agendă climatică și de ce oamenii au început să se preocupe de chestia asta? Foarte scurt voi vorbi. În primul rând, ca și fenomen, efectul de seră a fost descoperit și a fost descris științific încă în secolul XIX, în prima parte a secolului XIX, însă au început să devină o preocupare serioasă de-abia în anii 60 a secolului trecut, în anii 60 a secolului 20, când a fost lansată ipoteza că această creștere a temperaturii la nivel global se datorează în mare parte activității umane și în special a consumului de energie și emisiilor de CO2 rezultate din faptul că noi ardem combustibilii fosili. Până acum încă nu au fost finalizate dezbaterile. Există, spunem, dezbateri în lumea științifică pe cât anume omul și activitatea umană are un impact definitoriu în tot ce ține de emisiile globale, pentru că noi ca oameni, să fim serioși, emisiile generate de activitatea noastră sunt relativ mici în comparație cu ce se întâmplă la nivel global. Spre exemplu, o să vorbesc mai departe de protocolul Kyoto.
toate emisiile economisite în urma eforturilor făcute la nivel global prin baza protocolului Kyoto au fost cu câteva ori mai mici decât emisiile gazelor cu efect de seră de la erupția vulcanului din anul 2011 în Islanda. Era, dacă țineți minte, o erupție a vulcanului care a paralizat chiar o habă de vreme circulația aeriană în zona Europei de Nord. Păi emisiile de gaze cu efect de seră de la vulcanul acela au fost cu mult mai mari decât toate efectele protocolului de la Kyoto. Deci până acum există discuții între savanți pe cât rolul omului este definitoriu în tot ce ține de emisiile gazelor cu efect de seră. Însă, toate țările, deja către momentul ăsta, și voi vorbi mai detaliat mai departe, este deja practic un consens la nivel global că noi trebuie oricum să ne preocupăm de această problemă și să facem eforturi ca să reducem din presiunea noastră pe această încălzire globală. Foarte scurt, efectul de seră. În ce constă el? Constă în faptul că lumina când vine de la soare pătrunde, deci energia care vine de la soare, ea vine sub formă de raze în spectru vizibil de unde. Deci raze pe care noi le vedem ca lumină, așa? Deci unde care le vedem ca lumină. Ele trec relativ ușor de atmosferă, deci atmosfera nu le reține foarte mult, dar odată absorbindu-se de suprafața Pământului, ele se întorc înapoi în atmosferă sub formă de căldură. Deci e alt fel de undă, e undă în spectru infraroșu, exact cum e în undele în cuptorul cu unde. Deci e unde de căldură. Păi iată, aceste unde de căldură, după ce ajung înapoi în atmosferă, o parte din ele nu sunt eliminate de planetă în cosmos înapoi, dar rămân în atmosferă, anume datorită efectului ăsta, că gazele la nivelul atmosferii rețin o parte din aceste unde infraroșii. Și asta este anume efectul de seră, asta orice om care a avut seră sau care a fost într-o seră știe efectul ăsta, de asta și numește efect de seră. Deci razele solare pătrund prin ceva straviziu, însă căldura care se emană după încălzirea solului de la aceste raze solare, rămâne în această seră și asta, de fapt, duce la încălzirea temperaturii. Aici sunt niște cifre, eu nu voi comenta foarte mult cifrele astea, astea sunt pentru informații, câtă energie solară ajunge pe Pământ, pe metru pătrat, cum ea se reflectă, partea care se reflectă înapoi în cosmos și partea care se absorbe de sol, cum este iradiată? O parte este iradiată sub formă de căldură și ca și căldură pleacă din atmosfera Pământului, dar o parte este iradiată înapoi de atmosferă spre suprafața Pământului și asta și constituie de fapt efectul de seră. Câteva fapte diverse. Efect de seră redus este pe Marte. Marte, Pământul și Venusul sunt trei planete relativ aproape care se află în sistemul solar și care, spunem, diferența de radiații solare pe metru pătrat nu e așa de mare, că în cosmos radiația asta solară nu se pierde așa, la distanțele astea relativ mici, spunem așa, pe măsură cosmică, nu se disipează așa de tare, pentru că n-are, în vacuum nu are și o disipa. Dar deși toate trei planete primesc o cantitate relativ comparabilă de energie solară pe metru pătrat, noi avem planeta Marte, care are un efect de seră extrem de redus și de asta practic toată planeta înghețată. Noi avem planeta Venus, care are efect de seră sporit. Atmosfera planetei Venus practic constă în cea mai mare parte din CO2. Respectiv, efectul de seră este foarte mare și suprafața la temperatura la suprafața planetei Venus e de circa 462 de grade. Iar dacă n-ar fi existat efectul de seră la planeta Pământ, în atmosfera planetei Pământ, noi am fi avut temperatura medie la Sol circa minus 18 grade Celsius pe suprafața Terii. Deci vara o leac s-ar mai dezgheța, dar în general ar fi practic toată planeta înghețată, cam mare parte cum e Marte acum. Deci, nu
mă refer foarte mult aici, vedeți deci, care sunt consecințele și de ce lumea, să spunem, își face griji de aceste consecințe ale încălzirii globale. Astea sunt structura emisiilor antropogene, deci care sunt produse de om pe țări. Și veți vedea aici, în primul rând vreau să atrag atenția că o țară ca și China, deci China, care este cel mai mare, spunem, țară emitentă de gaze cu efect de seră, are niște emisii în sumă mai mari decât SUA și Uniunea Europeană cu toate țările din deci mai pe scurt, țările care nu fac parte din Uniunea Europeană, dar care fac parte din spațiul economic comun european. Asta e și Norvegia, intră aici și Elveția și alte țări. Dar Europa, practic toată Europa occidentală și SUA în sumă produc mai mult, mai puține gaze cu efect de seră decât China. Nu mă refer, nu rămân aici, adică vă, după asta puteți să mai priviți cărțile astea. Ce s-a întâmplat la nivel global? Au fost doi mari pași în tot ce ține de încercare la nivel global de a aborda subiectul încălzirii globale. A fost protocolul de la Kyoto, care a fost adoptat în 1997, însă de-abia peste 8 ani de zile a intrat în vigoare, pentru că a durat foarte mult. El a vizat practic țările dezvoltate, țările mari care făceau multe emisii. Moldova evident că nu făcea parte. Deci Moldova, ca să știți, la nivelul global este responsabil circa 0,26% din emisiile la nivel global, emisiile făcute de om. Așa că noi nu făceam parte din acest acord, nu aveam nicio obligație, însă puteam beneficia de unele mecanisme. Acolo erau câteva mecanisme, le citiți, nu mă opresc aici detaliat. În 2015 a fost adoptat acordul de la Paris. Acă decembrie, mi se pare că nu e. Ok. Deci, acordul de la Paris. Ce prevede acordul de la Paris? Acordul de la Paris, în primul rând, deja vizează practic aproape toate țările, inclusiv Republica Moldova l-a ratificat. El a intrat în vigoare în mai puțin de un an, ceea ce denotă că a fost susținut, a avut o susținere largă la nivel global de practic toate țările. Dacă țineți minte, unul din scandalurile mari legate de alegerile din SUA a fost anume legat de acordul de la Paris. Trump, unul din primele lucruri care le-a făcut când a intrat ca președinte în oficiu, a spus că SUA va ieși din acordul de la Paris. Biden, primul lucru care l-a făcut atunci când a intrat în oficiu ca președinte a SUA, a semnat că SUA se reîntoarce în acordul de la Paris. Adică vă dați seama că politicile astea în domeniul climii la nivel global, sunt niște, este o agendă sau sunt niște, spunem, subiecte care pe bune fac parte din îngrijorările și din politicile la cel mai înalt nivel. Adică asta nu este ceva marginal, asta nu este ceva așa care, spunem, din păcate la noi nu se prea realizează legătura între energetică, eficiență energetică, regenerabilă și politicile de climă. Chiar și în politicile noastre de energetice este foarte puțin menționat, doar tangențial menționat despre emisii. Dar toată preocuparea globală care vizează eficiența energetică, energie regenerabilă, ea de fapt se urmărește sau face parte anume din agenda asta de climă și urmărește anume reducerea impactului omului asupra proceselor de încălzire globală. Iarăși, unele momente care trebuie să le înțelegeți. Republica Moldova și-a asumat, asta o să vorbim și mai departe, în cadrul acordului la Paris, obligația de a reduce necondiționat cu 64% emisiile gazelor cu efect de seră în comparație cu anul 90. Și dacă vor fi puse în funcțiune niște mecanisme la nivel global de finanțare, de transfer tehnologic, etc., această țintă, noi ne-am asumat 78%, se numește țintă condiționată. La nivel regional, Uniunea Europeană, și aici foarte mult vreau un pic să mă opresc, de ce? Pentru că dacă vreți să înțelegeți ce se întâmplă și ce se va întâmpla în Republica Moldova, trebuie să vă uitați în primul rând ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Pentru că noi
urmărim sau urmăm, mai bine zis, agenda Uniunii Europene în domeniul politicilor de climă și în domeniul politicilor de energie și eficiență energetică inclusiv. Respectiv, uitați-vă ce s-a întâmplat în Uniunea Europeană și veți vedea cum asta se reflectă la nivelul politicilor naționale. Voi vorbi mai departe și despre asta. Deci, în anul 2008, Parlamentul European a aprobat așa numitele obiective sau agenda 2020-2020 până în 2020, care viza o creștere cu 20% a eficienței energetice, o reducere cu 20% a emisiilor gazelor cu efect de seră și creșterea sau da, acoperirea a circa 20% din consumul de energie cu energie provenită din surse regenerabile. Asta a fost agenda Uniunii Europene anunțată în 2008 către anul 2020. Veți vedea mai departe cum asta se regăsește inclusiv în documentele noastre strategice, inclusiv în strategia noastră națională energetică. Către anul 2030, Uniunea Europeană, deja în anul 2014, Consiliul European a aprobat Convenția Cadru privind clima și energia și acolo și-a propus deja ținte mai mari, evident. 40% reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și acum este asta în proces de revizuire, să țintește o reducere de la 55 până la chiar 65% a emisiilor de gaze cu efect de seră deja până în anul 2030. Să vă dați seama. Cu 27% se vorbește despre creșterea eficienței energetice și 27% din energie consumată să fie acoperită din surse regenerabile de energie. Către anul 2050, ce își propune Uniunea Europeană? Atingerea așa numitei neutralități climatice. Asta înseamnă că atunci când ajungem în anul 2050, impactul omului, deci emisiile pe care omul îi generează din activitatea economică sau din toată activitatea sa pe teritoriul Uniunii Europene, trebuie să fie mai mici decât natura Uniunii Europene este capabilă să absoarbă în mod natural. Adică impactul omului asupra climii trebuie să fie așa numit net zero. Deci emisii zero nete sau zero emisii nete. Principalii elemente ale acestei agende constituie doi piloni, acordul verde european, așa numitul Green Deal, care cuprinde domenii de știință, industrie, inclusiv și finanțare, pentru a schimba, spunem, funcționarea economiei Uniunii Europene și a o face mai, deci cu mai mic impact asupra emisiilor. Și adică cu emisii mai mici, cu impact mai mare, dar cu emisii mai mici. Și elementul de tranziție echitabilă, adică, eu aici am rasat în limba rusă, dar inclusiv este vorba de eliminarea sărăciei energetice, așa numit. Pentru că inclusiv din cauza faptului că energia regenerabilă deocamdată este mai scumpă decât sursele tradiționale de energie, deși asta tot e întrebare, depinde de cum e calculat. Dar deoarece asta e, spunem, sursele generabile de energie ar pune povară pe consumator din punct de vedere a costurilor, Uniunea Europeană prevede sau presupune susținerea acelor consumatori care nu vor avea capacitate, care vor avea insuficient capacitate de a acoperi această de a-și acoperi costurile cu energie. Asta este tot un element important care ne vizează și pe noi. Noi tot ne vom, deci va trebui să atragem o mai mare atenție fenomenului de sărăcie energetică. Politicile Uniunii Europene în domeniul energiei durabile, eu aici am dat o listă de directive. Bun, dacă doriți, putem să intrăm, dacă mă întrebați, eu pot să mă mai intru în detalii, dar nu cred că se merită la această etapă. Pur și simplu vi le-am dat ca listă ca să înțelegeți că după asta, când o să vedeți lista de legi sau acte normative din Republica Moldova, veți vedea că ele practic repetă actele normative ale Uniunii Europene. Deci exact aceleași, deci fiecare directivă dintre astea este transpusă printr-o lege a Republicii Moldova. Uneori mai multe directive, spunem, sau mai multe elemente dintr-o directivă sunt într-o lege sau în
mai multe legi, dar modo grosso, practic tot achiul comunitar este preluat unul la unul de Republica Moldova și aici perfectă dreptate a avut domnul Lup. Noi suntem la capitolul transpunerea legislației, noi suntem foarte avansați din perspectiva transpunerii achiului european. Avem și șchiopătăm esențial la capitolul implementare. Dar la nivelul transpunerii legislației, la noi tot e foarte, foarte ok. Aici vreau să mă refer tot în contextul politicilor Uniunii Europene, vreau să mai menționez despre inițiativa Convenția Primarilor privind clima și energie. Deoarece Uniunea Europeană a fost practic singura putere mondială, economică, esențială, care a început implementarea politicilor de climă mai devreme ca ceilalți, pentru că protocolul de la Kyoto din 2005, când a intrat în vigoare, aproape nimeni din țările mari, deci SUA, China, Rusia, nu l-a ratificat și nu a făcut acțiuni sau nu l-a aplicat pe bun. Respectiv, practic, Uniunea Europeană a fost prima care a început să depună eforturile astea și au ajuns foarte repede la concluzia că, indiferent de ce se înțeleg acolo, nu știu, prim-miniștri, regii, cine mai sunt acolo, șefii de stat din țările de pe glob, o foarte mare o responsabilitate sau o foarte mare parte de impact sau de putere reală de influență în toată agenda asta o au autoritățile publice locale. Pentru că dacă o să vă uitați, emisiile gazelor cu efect de seră au loc în localități. Iar responsabili de gestionarea infrastructurii din localități, de ce și cum se face, sunt în primul rând autoritățile publice locale. Într-o mai mică măsură se referă la Republica Moldova, pentru că la noi totuși e un grad de centralizare destul de înalt al statului. Însă în Uniunea Europeană, vă dați seama, dacă de pildă, eu pot să vă dau un exemplu sau și mai bun din SUA. Deci eu am fost în SUA în 2017, exact după ce Trump a declarat că iese din acordul de la Paris. Și au avut, și noi aveam planificat câteva vizite și una dintre însele trebuia să fie în orașul Pittsburgh. Păi Trump, cu vreo 2-3 săptămâni înainte, trebuie să noi să plecăm în Pittsburgh, au avut o ieșire într-o conferință de presă și au menționat că mine nu mă interesează, eu ies din acordul de la Paris, eu nu mă interesează ce cred despre mine și de la Paris, pentru că pe mine m-au votat nu ieși din Paris, dar și din Pittsburgh. Și e că au menționat orașul Pittsburgh. Probabil că din cauza faptului că tot pus la început. Adică nu cred că era cumva prima și a venit lui pe limbă. Și au menționat Pittsburgh. Păi a doua zi a ieșit primarul din Pittsburgh și a spus că Trump poate să iasă din acordul de climă, poate să intre în acordul la Paris, poate să facă și vrea. Dar el, ca primar de Pittsburgh, va continua să implementeze agenda de energie durabilă, inclusiv eficiență energetică și energie regenerabilă, și mai dârz, și mai intensiv, chiar dacă SUA ca stat va ieși din acordul de la Paris. Adică vă dați seama că gradul de descentralizare și gradul de libertate în decizii a autorităților publice locale din Uniunea Europeană sau din SUA sunt mult mai mari decât în Republica Moldova. Respectiv, foarte repede cei din Uniunea Europeană au ajuns la concluzia că dacă nu ai la bord cei din autoritățile publice locale, păi toate declarațiile astea pot rămâne doar la nivel de declarații. Deci, în realitate, lucrurile nu se vor mișca prea departe. Și atunci a fost lansată inițiativa Convenția Primarilor, care era practic un aranjament în care autoritățile publice locale care își doresc benevol să adere la obiectivele Uniunii Europene în domeniul climii, puteau beneficia de susținere, inclusiv finanțare, din partea Uniunii Europene. Și inițiativa este benevolă, cine vrea să aliniază, cine vrea nu se aliniază, însă cei care se aliniază pot beneficia de niște facilități și niște susținere, inclusiv și financiară. Dacă o să vă gândiți, deci, pe scurt, ceea ce ține din noi, în anul 2011 a fost extinsă această inițiativă Convenția Primarilor, a fost extinsă și asupra țărilor din parteneriatul estic, inclusiv Republica Moldova.
La moment, începând cu anul 2016, iarăși, v-am menționat, în 15 a fost semnat acordul la Paris, în 16 a intrat în vigoare. În anul 2016, Convenția Primarilor și-a revăzut și ea obiectivele către 2030 și, așa cum s-a vorbit țintele Uniunii Europene, 40% reducere de CO2, asta este stabilită ținta pentru semnătarea Convenției Primarilor către anul 2030. 40% pentru țările Uniunii Europene. Pentru țările parteneriatului estic, deoarece noi suntem așa, și cu emisii mai puține și mai săraci, s-a admis ca țările din parteneriatul estic să-și asume ținte de 30% reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Deci nu neapărat să-și asume 40%. Nu intru în detalii cum, deci sunt semnatari, sunt coordonatori. La nivelul coordonatorilor în Republica Moldova noi avem două instituții coordonatoare la nivel național. Este Ministerul Economiei și Infrastructurii și este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Au rol de coordonatori în cadrul Convenției Primarilor la nivel național. Sunt așa numite structuri de suport. În mare parte, în Republica Moldova avem trei, dar două sunt active. Este Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabilă și este Congresul Autorităților Locale din Moldova. Deci, astea sunt, spunem așa, bun, nu intru în detalii, astea sunt partenerii care sunt vizați în implementarea Convenției Primarilor în Republica Moldova. Astea sunt viziunea și angajamentele semnatarilor, după cum le vedeți, așa cum am menționat, pentru țările parteneriatului este 30% reducerea de emisii de gaze cu efect de seră. Și vedeți aici, al doilea element, reziliența la impactul schimbărilor climatice și asta ține de politicile de adaptare. Și al treilea element, cooperarea pentru acoperirea consumului cu energie sigură, durabilă și accesibilă. Accesibilă este cuvântul cheie în toată istoria asta, dincolo de durabilă, pentru că asta vizează și emisiile, dar accesibilă este pus pentru că asta este un pilon care, la care m-am referit mai sus, care ține de tranziția justă, care ține de inclusiv de combaterea sărăciei energetice. Așa, tranziție echitabilă în română, just transition în engleză, tranziție echitabilă, mai corect în română, probabil. Care sunt etapele procesului în cadrul Convenției Primarilor? Este aderarea, este aprobarea planului de acțiuni și este monitorizarea implementării și realizării obiectivelor. Rapoartele de monitorizare trebuie depus de anual, deci o dată la 2 ani. La moment, în Republica Moldova avem 68 de semnatari, dintre care 41 activi și 27 pasivi. 27 pasivi, asta cei care, timp de 2 ani de zile după ce au aderat, nu au reușit să elaboreze planul de acțiuni. Planuri de acțiuni elaborate sunt deja 27, depuse 24, aprobate 16. Au fost la fel depuse 7 rapoarte de monitorizare. Acum, dacă e să venim de la politicile europene în Republica Moldova, la politicile naționale în domeniul climii și energiei. Noi avem trei documente majore, sau, da, trei documente de bază pe acest domeniu. Este strategia națională energetică, care una din cele trei priorități declarate în această strategie este sustenabilitatea sectorului energetic și atenuarea schimbărilor climatice. Deci asta este o mențiune expres din strategia națională energetică. Repet, foarte, nu în multe locuri veți găsi în documentele noastre strategice pe energie despre schimbări climatice, despre emisii de CO2, dar sunt, undeva pe locuri sunt. Așa, văd că în chat cineva dă întrebări, dar eu nu văd. Și dacă eu pe urmă voi revin la asta. A doilea document strategic este strategia de dezvoltare cu emisii redusă, care prevede reducerea de ceea ce am vorbit, reducerea necondiționată a emisiilor cu 64% și condiționat cu 78% față de anul 90, față de anul 1990. Al treilea document, care, bun, nu-i strategie, dar este program și plan de acțiuni privind promovarea economiei verzi, el a fost preconizat pentru 2018-2020, se focusează preponderent pe, spunem așa, crearea bazelor, crearea premizilor pentru dezvoltarea economiei verzi. Acolo e vorba despre
crearea mecanismelor de stimulare, crearea unei mărci comerciale unice în Moldova Verde, educație și sensibilizarea populației, dar e prevăzut și finanțare în volum total de peste 100 de milioane de lei. Deja pe cât a fost asta efectuat și pe cât a fost alocați inclusiv și banii respectivi, asta este o altă întrebare. V-am spus că la nivelul transpunerii directivilor europene, noi suntem destul de avansați la nivel de legislație, la alte normative, dar la nivel de implementare noi foarte des șchiopătăm. Acum, ca să vă dați seama ce înseamnă emisiile, pentru că noi tot vorbim despre emisii, inclusiv în Republica Moldova, vreau să vă dau niște cifre ca să aveți așa, măcar o închipuire vagă despre ce vorbim noi. Deci, în milioane tone echivalent CO2, pe an, în anul 1990, Republica Moldova a fost responsabilă de emisii în valoare de 45 milioane de tone de echivalent CO2, 45,4. Din care 37 aproape de milioane de tone au fost datorate energiei. Deci, vedeți, energia face, spunem, constituie partea leului din toate emisiile. La fel, la anul 2000, ați văzut deja, din 90 până în 2000, odată cu prăbușirea activității economice, odată cu prăbușirea consumului de energie și în special a generării de energie, deja au scăzut masiv și emisiile. Deci noi aveam emisii totale de 4 ori mai mici ca în 90, dar iarăși energetica constituie bun 67% din toate emisiile din anul 2000. Anul 2010 a fost, deci anul 2000 a fost anul cu cele mai mici emisii totale, așa? Anul 2010 a fost un an deja se vede o tendință mică de creștere. Și ea continuă până inclusiv până în anul 2019, noi continuăm treptat să creștem volumul de emisii de gaze cu efect de seră ca țară, însă sectorul energetic, vedeți, da? În sectorul energiei deja cam se stabilizează, deja din 2010 până în 2019 emisiile asociate sectorului energetic nu mai cresc esențial. Domnul Victor, pot să vă dau eu o întrebare, pentru că nu avem alți doritori. Deci, puteți să întoarce slide-ul? Da, desigur. Cât de dependent este de climă sau de temperaturile care le avem din moment aceste emisii care vin la partea de energie? Noi știm că, în special în Chișinău, dar și la țară sau în orașe mici, se utilizează pentru încălzirea casei. Da? Noi suntem acum, ca exemplu, în luna aprilie și noi avem temperaturi când oamenii fac cocul în casă, da? Da. Ca exemplu, sau folosesc alte surse de încălzire. Deci, comparativ cu situații când temperatura medie în luni, în anumite luni a fost mai crescută, evident că am avut și mai puțin consum de energie și deci emisii. Este, în opinia mea, este un diapazon destul de mare de flexibilitate la acest capitol, generat anume de componenta de nivelul de temperatură exterioare. Este absolut corect. Deci de la an la an emisiile, și dacă, inclusiv dacă ați vă uitați pe balanța energetică, eu îți vorbesc puțin, am un mic slide pe balanța energetică a Republicii Moldova, de la an la an, salturile principale care se întâmplă sunt pe partea de energie care vizează încălzirea și, în special, asta, într-adevăr, se datorează temperaturii medii a aerului în anul respectiv. Noi avem ani deci mai reci, unde consumul e mai mare, ani mai calzi în care consumul scade, însă aici este un moment foarte important care trebuie să-l rețineți. Nu neapărat creșterea temperaturilor pe glob va duce la reducerea emisiilor. Pentru că, da, deocamdată în zona în care noi suntem, spunem așa, consumăm cea mai multă energie în partea de iarnă ca să ne încălzim. Țările din care se află mai la sud ca noi, vârfurile de consum sunt în perioada de vară ca să rășească, ca să răcorească. În Republica Moldova noi deocamdată nu avem un boom al condiționerilor, însă eu cred că el va veni. Eu cred că noi vom avea, spunem, oamenii pentru confort și vor instala tot mai mulți și mai mulți și vor instala condiționere.
Și atunci noi tot vom putea, am putea ajunge eventual să vedem o creștere a consumului de energie în perioada de vară, anume pentru a răcori spațiile noastre locative. Nu numai locative, dar în general, încăperi, inclusiv la serviciu, inclusiv în hal de producție. Da, mersi. Domnul Valeriu Rus vrea să intervină încă. Domn Valeriu? Da, da. Domnul Rus? Nu vă auzim. Domnul Valeriu, nu vă auzim. Sau mai târziu o să interveniți. Îmi cer scuze, nu conectat microfonul. Când dumneavoastră vorbeați despre sărăcie energetică și eu m-am referit la mecanismele cele la care m-am referit în pauză, în discuții, ele sunt tocmai pentru a lichida această sărăcie energetică. Oare noi cunoaștem țări deja unde au fost folosite asemenea politici și mecanisme și oamenii nu mai plătesc pentru energia solară, pentru că la început, cum spuneați, ele se recuperează pe o perioadă și așa mai departe, mai mult ca atât, dacă ne referim la acordul de la Paris la care a participat Timofti, pe atunci președinte, și a semnat, responsabilitatea scoboară de la nivel internațional la fiecare cetățean. Și atât dumneavoastră acum spuneați despre astea, fiindcă spre exemplu, chiar și pentru sunt tehnologii și pentru cei de la țară, sunt cazane unde combustibilul arde în imponderabilitate, și apropo este peste prut inventat, și dacă oamenii ar putea să-l cumpere, deci ei l-ar astia. Și iată, tocmai aceste mecanisme trebuie de urgență, că noi aducem și confort social, adică pe dimensiunea socială oamenilor, dar și pe dimensiunea ce ține de atenuarea schimbărilor climatice și așa mai departe. Cum fac francezii, spre exemplu, aici la Rezina, am alte experiențe și așa mai departe. Apropo, din vulcanul la care v-ați referit, deja lumea științifică a găsit, cum se zice, metode ca să utilizeze această energie termică apei ca o altă sursă, deci alternativă și tot așa. Și tot. Noi trebuie să ne întâlnim, discutăm împreună, că aici să luăm tot timpul pentru ceilalți. Mulțumesc mult! Cu mare drag, vă spun, ceea ce trebuie să înțelegem este că în sectorul energetic este responsabil de cea mai mare parte de emisii. Și, nu, și toate politicile, că asta de fapt e esența de ce eu am vrut să vorbesc, pentru că așa a fost pus și, spunem, în agendă, legătura între politicile de climă, mediu și energetic și eficiența energetică, eu am vrut să o arăt aici, că nu degeaba politicile de atenuare în domeniul climii tratează ca subiect separat sectorul energetic. Exact, și aici, dacă îmi permiteți o secundă, noi trebuie să ne unim eforturile și să facem o hartă a surselor regenerabile, a adictivității, dacă ele sunt adecvate pentru o zonă sau altă, spre exemplu. Pentru că, să zicem, pompele geotermale, acolo unde constituția și apa este departe, ele sunt, cum se zice, costisitoare. Dar noi avem zone umede, iată acolo ele sunt super. Eu am văzut așa zone în Statele Unite, deci unde ei își încălzeau iarna când afară era minus astea 20 de grade, în casă la ei era 20 sau 18 și practic nu ai nevoie de astea, de încălzire. Dacă mai avea nevoie, el mai conecta ceva electric la cazan și mai ridicam cu 4 grade, dar mult mai puțin costă, sau fabrici de prelucrare, deci a produselor agricole foloseau energia aceasta și solară. Deci, și noi avem aici foarte mult de lucru pentru a face economia foarte cu un prag înalt de rentabilitate și foarte prietenoasă mediului. Noi avem aceste mecanisme, dar trebuie cât mai repede de urgență de implementat. Mulțumesc, domnul Parlic. Iată aici eu vreau să mă opresc, pentru că taman comentariul dumneavoastră mă aduce la unul din elementele principale despre care am vrut să vorbesc la slide-ul ăsta, care e următorul slide. Eu v-am spus că la noi legislația toată e practic preluată unul la unul de la ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Deci vedeți, aici exact aceleași legi cu directivele care le-am menționat mai sus, în ele. Iată aici directivele și
legile care practic le dublează, legile naționale din Republica Moldova, care practic dublează directivele menționate mai sus. Nu vreau să mă opresc la multe aici. Nu am planificat să mă opresc la legea cu privire la privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, pentru că, mă rog, m-am gândit că vom vorbi mai mult despre eficiență energetică. Am răspuns deja pe scurt atunci când am răspuns doamnei Roșca, am dat câteva instrumentul este, dacă înainte mă duceam la corecție, mulți ani urmă când ne fășeam, mi-au verat să-mi citi ele. Cine are cu microfonul conectat, vă rog? Da, eu, da. Deci, vreau să mă refer la legea cu privire la eficiența energetică. Și aici este un moment care ține nemijlocit de implementare. Pentru că la nivel de lege s-au făcut multe chestii, s-au scris foarte, adică destul de bine, destul de bine. Sunt unele nuanțe, dar e destul de bine scris. Toată problema e că nu se implementează unul din mecanismele fundamentale pentru implementare și asta e mecanismul de finanțare. Deci, legea privind eficiența energetică prevedea implementarea unui mecanism de obligații financiare care presupunea că în tarifele la energie electrică, în tarifele la gaz, în prețul la, produs petroliere, etc., vor fi introdus un element care va fi inclus în costul acestui serviciu sau acestui bun, va veni ca, spunem, această cotă, această marjă, va fi colectată de buget, va veni la buget și din banii ăștia va fi finanțată, atunci era fondul de eficiență energetică, primul a fost integrat în agenție pentru eficiență energetică. Și asta vor fi alocați bani pentru agenție de eficiență energetică ca ea să realizeze acest proiect. La ziua de astăzi, mecanismul ăsta nu a fost pus în funcțiune. Prin urmare, bani la Agenția de Eficiență Energetică practic nu sunt. Deci pe anul ăsta, pe anul 2021, în bugetul Agenției de Eficiență Energetică au fost prevăzuți 30 de milioane de lei. Ca să vă dați seama și înseamnă asta la scară națională, reparația ta, recent am avut experiență, o tangență cu liceul din Basarabeasca. Reparația liceului din Basarabeasca, reabilitarea lui termică, nu cu reparația, reabilitarea termică a liceului din Basarabeasca, lucrări plătite tot de GIZ, apropo, prin GIZ, finanțarea Uniunii Europene, este de 20 de milioane de lei. Adică, dacă tu aloci 30 de milioane de lei pe an pe toată țara, vă dați seama câte mii de ani noi trebuie să investim ca să ne mișcăm măcar un pic. Deci, mecanismul de finanțare astăzi este una din problemele principale de ce investițiile în eficiență energetică la noi stagnează. Practic, principala sursă de finanțare a investițiilor în eficiență energetică în Republica Moldova astăzi au devenit finanțările externe și în special cele cu titlul de grant, pentru că primăriile, autoritățile publice, instituțiile publice au capacitate foarte limitată în a se împrumuta, în a împrumuta bani. Respectiv, toți practic mizează pe surse de grant. În primul rând, ele sunt foarte puțini, comparativ cu necesitățile. Ele sunt multe oricum, dar comparativ cu necesitățile, noi cu granturi însă tot avem de lucrat cu mii de ani până să terminăm de lucrat. Da, noi avem, domnul Parlicov, deci noi avem peste 1300 de școli în Republica Moldova și tot cam atâtea grădinițe. Așa, deci vă dați seama, dacă noi pe an alocăm bani la Agenția de Eficiență Energetică ca ei să facă o grădiniță sau o școală, dați seama, da, cam câte mii de ani nu ne mai trebuiesc, așa. Ne mai ajută partenerii externi, iată, vă spun că proiectul prin intermediul GIZ sunt finanțate vreo 8 obiecte la anul ăsta. Dar asta tot este extrem de puțin comparativ cu necesitățile reale. Și aici vreau să mă opresc un pic. Eu personal din start am spus că schema de obligații financiare va fi una foarte greu de implementat și foarte puțin probabil că va fi implementat. Pentru că presupune crearea de la zero a unor mecanisme noi de transfer de bani între
agenți economici, buget, etc., 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 presupunea că Agenția Națională de Reglementare Energetică va trebui să modifice metodologii de calculare, să introducă marja asta și costurile astea în metodologii. Metodologiile astea erau în vigoare, poți să le modifici și parcursul perioadei de reglementare mai greu. Adică exista o mulțime de complicații la capitolul ăsta. Pe de altă parte, și aici vreau să ajung, noi astăzi oferim subvenții fiscale pentru consumul de energie. Despre asta nimeni, sau foarte puțin cine vorbește. La nivel de specialiști se mai vorbește, dar în societate, practic nimeni nu cunoaște că astăzi consumatorii din Republica Moldova primesc subvenții fiscale de peste un miliard și ceva de lei pentru consumul de energie. Și culmea este că beneficiarii principale acestor subvenții nu sunt cei săraci. Deci, exact, aici tocmai suntem pe ce șundă, la ce vreau să zic. Ceea ce se întâmplă la ziua de astăzi, domnul Rusu, astăzi consumatorii casnici nu achită TVA la energie electrică. Asta e 20% din factură. Deci ei 20% din factură se economisește. Adică nu se facturează, pentru că e scutit de TVA. Cine consumă cel mai multă energie electrică? Consumă băbuța aceea din sat care e săracă și care se teme să aprindă becul odată în plus pentru că la sfârșitul lunii trebuie să achite factura. Nu. Cel mai multă energie electrică consumă cel care are acasă o saună sau un bazin sau ceva de genul ăsta. Deci el, de-a cui nevoie are el nevoie de subvenția asta? Pentru și noi acordăm subvenții fiscale anume pentru ei. Și de ce mă refer la subvențiile astea fiscale? Pentru că prin subvențiile astea fiscale, doar eliminarea subvențiilor fiscale, 20% TVA la energia electrică pentru consumatorii casnici. TVA au aplicat la gaze naturale pentru toți consumatorii, inclusiv cei non-casnici. E 8%. Adică 12% față de rata normală, tot e un fel de subvenții fiscale. Etc. Mai este pe energia termică. Acolo tot sunt nuanțe. Asta posibil că mai merită să mai rămână, deși tot sunt întrebări. Dar principalele beneficiari acestor subvenții sunt exact cei care consumă mult. Și atunci când țările Uniunii Europene, la ziua de astăzi, nu că nu oferă subvenții, includ taxe suplimentare pentru consumul de energie, taxează consumul de energie suplimentar pentru a crește costurile la energie și a face mai convenabile investițiile în eficiență energetică, noi astăzi, pe lângă faptul că noi nu facem echitate socială, pe lângă faptul că noi cei mai mari subvenții pe dimensiunea asta le oferim exact celor care nu au nevoie de ele, inclusiv eu personal. Eu n-am casă mare, n-am bazin, dar eu factura mea la apartament, eu economisesc 50-60 de lei pe lună la factura la energie electrică. Eu n-am nevoie de subvenția asta, eu pot să-mi permit să o achit. Pentru mine asta e bun, 2-3 cafele. Deci n-am nevoie de această subvenție. Mai bine s-o ia de la mine și să o repartizeze fie pentru cei săraci care cu adevărat n-au, să luptăm cu sărăcie energetică, și o altă parte s-o dea la eficiența energetică. Pentru că aici am vrut să ajung. Pentru ce să inventăm mecanisme noi de colectare a banilor pentru eficiență energetică în momentul în care noi astăzi nu avem, adică oferim subvenții fiscale și nu colectăm cu mult mai mulți bani decât am preconizat atunci să colectăm prin schema asta de obligații financiare, noi astăzi îi ratăm efectiv prin faptul că dăm subvenții la cei care n-au nevoie de asta. Deci aici am vrut să mă opresc și asta e aici punct, nu intru în detalii, dacă veți vrea vom putea discuta suplimentar la capitolul ăsta, dar una din problemele mari la cei ce ține de implementarea politicilor în domeniul eficienței energetice în Republica Moldova este exact faptul că mecanismul de finanțare la nivel național practic a fost tăiat. Deci practic a fost eliminat și bani respectiv în eficiență energetică noi. Și dincolo de faptul că noi nu alocăm bani din buget pentru a investi, noi, datorită faptului că costurile finale a energiei sunt mai ieftine, noi descurajăm investițiile în eficiență energetică. Pentru că dacă astăzi s-ar aplica același TVA la energie electrică, așa, și chiar și în zona de servire a primirii energiei, ar fi fost tariful nu 1,50 lei, dar cu TVA 1,80 lei, păi deja la 1,80 lei investiția în net metering
în contorizare netă, despre care am vorbit cu domnul Lucru, deja devine foarte, foarte fezabilă. Deja nu se deosebește cu mult de investiția în bază de feed-in tarif, care e tot un leu 90 pe an. Așa că sunt nuanțe într-adevăr, dar am vrut să mă refer în mod special la faptul că noi ca stat, și eu, iarăși, eu nu sunt politician și de asta îmi pot asuma să vorbesc lucruri care poate nu sunt populare din punct de vedere politic, dar după mine sunt lucruri extrem de corecte și extrem de necesare. Pentru că evident că nimeni din politicieni nu vrea să-și asume să spună că, cum adică să eliminăm subvenția, adică oamenii să înceapă plăti mai mult pentru energie. Dar asta e catastrofă, oameni buni. Noi punem țara în cap, noi nu suntem populari, noi ne stricăm ratingurile. Dincolo de ratinguri, noi avem o țară de construit. Și dincolo de, spunem, și dacă noi vom merge pe, spunem așa, abordări de genul ăsta, care sunt în esență populiste, noi niciodată nu vom avea nici bani pentru investiri în eficiență energetică și nici stimulente economice, ca oamenii din banii lor să investească în eficiență energetică. Aici mă opresc, nu stau mult. Asta este legislația secundară care a fost pusă în aplicare pentru a, spunem, asta nu-i toată, asta sunt de bază, pentru a implementa strategiile naționale menționate mai sus și legile care au fost menționate la fel mai sus. În prezent se află în proces de elaborare. Evaluarea intermediară a implementării strategiei naționale energetice până în 2030 și a strategiei de dezvoltare cu emisii reduse, despre care m-am referit, până în 2030. Nu am spus asta atunci, trebuie să menționez asta acum. Între aceste două documente strategice, ambele adoptate de către Guvernul Republicii Moldova, există niște discordanțe și niște discrepanță, unde, practic, Ministerul Economiei și Investițiilor, care se ocupă de sectorul energetic, nu este de acord cu calculele făcute la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului pe emisii. Deci, atunci când este vorba de calcularea în megawatts, Ministerul Economiei și Infrastructurii vede într-un fel, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, când recalculează megawatts-ii ăștia în CO2, vede altfel. Și este loc, și acum este momentul oportun, la expirarea anului 2020, să facă o evaluare intermediară a implementării acestor două strategii și să se vină cu o reconciliere a cifrelor, a obiectivelor, că nu-i frumos. Noi avem două strategii naționale care sunt, practic, nu se pupă cifrele pe niște domenii destul de importante. La fel este Planul Național în domeniul energiei și climii, este în proces de elaborare. Asta este practic documentul prin care se încearcă această reconciliere. Haideți să, atunci când vom elabora planul național care se vizează și energie, partea de energie și climă, să încercăm să punem acolo acțiunile, să le calculăm în de comun acord Ministerul Economiei și cu MADRM, ca să cifrele astea să fie, spunem, coordonate între toți și că atunci când depunem acest plan național, îl aprobăm și atunci când îl prezentăm inclusiv celor de la Uniunea Europeană, să fie o poziție comună, o poziție coordonată între instituții. La fel, așa cum am vorbit, deoarece a fost lansată inițiativa de Green Deal în Uniunea Europeană, trebuie evaluată implementarea programului și planului de acțiuni privind promovarea economiei verzi 2018-2020 și trebuie elaborat un nou plan de acțiuni aliniat la prevederile Acordului Verde European. Nu știu dacă s-a făcut asta, dar din câte înțeleg eu, este în proces această evaluare a implementării și va trebui probabil elaborat un nou program. Din câte cunosc, acum este în proces de selectare un expert din partea Uniunii Europene care să ne ajute la acest capitol, un așa numit high level advisor. Respectiv, sperăm că vom beneficia și de ajutor din partea Uniunii Europene pentru a pune la punct aceste documente, aceste planuri de acțiuni și după asta chiar să le implementăm, nu o să rămână numai planul.
Deci asta este ultimul slide, sumarul balanței energetice a Republicii Moldova. O mai figurat astăzi niște cifre într-o prezentare, dar astea sunt pe 2019, astea sunt cifrele mai recente. Ce trebuie să înțelegem noi din tot asta? În Republica Moldova, atunci când vorbim la nivel de resursă, circa 30, aproape 35% din toate resursele energetice care noi intră în consum, și asta nu numai intră din afara țării, adică toate, inclusiv extrase pe loc, tot, intră în intrările de resurse. Circa 35% sunt produsele petroliere. Deci produsele petroliere este singura, sau nu singura, dar da, de fapt singura componentă care crește de la an la an stabil și cota ei tot crește și crește și crește și crește. Crește numărul de mașini, respectiv crește consumul de produse petroliere și ponderea produselor petroliere în balanța energetică totală. Gazele naturale, circa 29,1%, biocombustibile și deșeurile, și aici tot a fost o cifră greșit utilizată într-o prezentare anterioară, noi nu suntem dependenți la nivel de 90% de importul de surse energetice, pentru că noi avem biocombustibile și deșeuri la nivel local, care reprezintă circa 22% la nivelul balanței energetice pe anul 2019. Iarăși, aici în legătură cu întrebarea care a adresat-o doamna Revienco, a fost în anul 2018 când această cotă a biocombustibililor a fost de 26%. Deci de la an la an ea variază, inclusiv din cauza faptului că cum spunem, variază temperatura medie și respectiv care-i ponderea biocombustibililor arderii de biocombustibil la, în balanța energetică totală. Aici tot trebuie dimensionat încă un element. Din biocombustibil și deșeuri, din 22% menționate, aproape, deci 90% aproape, deci vreo 19% din 22%, asta sunt lemnele de foc. Și aici sunt inclus, aici tot pot să mă refer un pic mai mult, dar este important să înțelegeți că după ce s-a făcut statistica și departamentul sau Biroul Național de Statistică a început în baza sondajelor să facă estimările și să includă în balanța energetică consumul de biocombustibil și deșeuri, inclusiv lemnele de foc, a ieșit la iveală o chestie foarte, foarte neplăcută, legată de faptul că în conformitate cu spunem, informația obținută de la consumatori, de la oameni, care spun cât lemn i-au ars pentru a, spunem, a se încălzi, s-a obținut că, de fapt, s-a ard aproape de două ori sau de două ori și ceva chiar mai mult în lemne decât oficial se raportează că se taie și se vinde de pe domnul Silva și alții. Deci asta este și fenomenul tăierilor ilicite, asta este și fenomenul care trebuie făcut o leapă de ordine la Moldova, dar biocombustibilii într-adevăr reprezintă acum o parte majoră. Asta este principalul motiv de ce noi astăzi deja am depășit cota de către anul 2020, am depășit, cu certitudine am depășit cota de 20% de energie din surse regenerabile în comparație cu 20% țintă. Deci noi am depășit ținta de 20% cu certitudine. Circa 10% de energie intră energie electrică direct și circa 3,5% e cărbunele. În procesul de transformări energetice, o parte, circa 40% din gaze naturale sunt transformate în energie termică și electrică, de 4 ori mai multă, aproximativ de 4 ori mai multă energie termică decât electrică. Deci centrele noastre mai mult fac căldură decât energie electrică. Și la fel, circa 3,5% din biomasă, și asta este în special taman că partea care nu este legată de lemn, asta e partea care e legată de peleți, bricheți și alte chestii care sunt transformate în energie termică în centrale termice. Deci ele sunt arse în centrale termice și energia asta termică este livrată consumatorului. Ca într-un final, noi să avem și
cred că aici ușor vor putea depista specialiștii de ce am hașurat cu galben aceste patru elemente. Produsele petroliere în consumul final reprezintă circa 37%, deci la întrebare 35, dar la consum 37, pentru că produsele petroliere practic nu există pierdere. Deci este o marjă mică de pierdere prin evaporare, dar pierderile sunt mult mai mari, de pildă la energie electrică, la gaze naturale, pierderile sunt mai mari și de asta, într-un final, ponderea în consumul final, produsele petroliere au mai mult decât ponderea la intrare. Dacă o să vă uitați, produsele petroliere sunt 37% din total la consum, biocombustibile și deșeurile circa 23%, gazele naturale circa 17,4% în formă de gaze naturale. Adică când oamenii ard gazele naturale acasă sau pentru consum industrial, circa 12% energie electrică, 7,1% energie termică livrată anume ca agent termic din centrale termice, de la ceturi, de la centrale termice individuale, etc. Acolo unde este contor la căldură, așa să fie clar, contor la energie termică. Și cărbunele circa 3,7%. Astea patru care le-am hașurat cu galben sunt practic consumurile de energie pentru energie termică. Fie energie termică curată, fie cărbunele care se ard tot pentru a produce energie termică în primul rând și în primul rând pentru încălzire, un proces tehnologic pentru industrie foarte puțin se utilizează. Gazele naturale care sunt arse, în cea mai mare parte, cu mici excepții cât consumul acela pentru aragazuri, tot este utilizat în cea mai mare parte pentru încălzire și prepararea apei calde în menajere. Și biocombustibile și deșeurile, la fel, în cea mai mare parte, sunt utilizate pentru încălzirea încăpirilor și copuri casnice, gen pregătirea mâncării Domnul Victor, dacă se poate așa cu chestii de experiență, la ce e hașurat cu galben? Dacă îmi permiți o secundă, numai să fac o mică comentariu. Da, îmi cer scuze, da, vă rog. Aici veți vedea că peste 50% din totalul consumului de energie este consum de energie termică și în special este consum de energie în clădiri. Asta e mesajul cu care am vrut să vin la slide-ul ăsta, este că nu degeaba, spunem, principala preocupare sau prima prioritate atunci când este vine vorba despre eficiență energetică, este anume eficientizarea energetică a consumului de energie în clădiri, pentru că clădirile sunt responsabile de cea mai mare parte de consum de energie. Mai mult ca atât, dacă facem o comparație a câtă energie consumă un metru, consumul pentru a întreține un metru pătrat de clădire în Republica Moldova și în Uniunea Europeană, veți înțelege că noi consumăm de circa 3 ori mai multe energie pentru un metru pătrat de spațiu de clădire. De asta, atunci când la noi se vorbește mult despre faptul că, uite, facturile la energie sunt mari și trebuie de redus tarifele sau trebuie de mai redus taxele sau trebuie de nu știu de mai redus, principalul lucru, unicul lucru care trebuie de redus, asta e consumul. Deci, noi avem o rezervă enormă la capitolul eficiență energetică. Dar dacă noi nu o să o finanțăm, dacă noi n-o să avem bani, inclusiv prin eliminarea subvențiilor fiscale, inclusiv prin creșterea costurilor la energie, dacă noi nu vom crea stimulente pentru eficiență energetică, noi vom continua și mai departe să risipim banii în vânt. Și oamenii se vor plânge pe facturi înalte, nu din cauza faptului că tarifele sunt înalte, tarifele sunt mai joase la noi decât în alte țări. Oamenii se vor plânge pe facturi înalte pentru că consumul este mare. Repet, noi astăzi consumăm pe clădiri de 3 ori mai multe energie pe metru pătrat în comparație cu Uniunea Europeană. Și aici este marea plajă de manevră, marea rezervă pe care noi putem să o valorificăm și să reducem atât consumul de energie, emisiile de CO2, dar și facturile. Ca așa un
Am mai vrut să mai dau un exemplu, dar nu zburat. Dacă mi-am amintesc pe parcurs, vă mai spun. Domnul Rusu, ați avut o întrebare. Da, iată, domnul Victor, ca să micșorăm noi la toate acestea care e hașurat cu galben, fiți de acord că la noi izolare termică a clădirilor nu se face adecvat. Nu se folosesc materiale. Folosesc polistirelul care este utilizat pentru hale și el în 5 sau 10 ani își pierde capacități. Deja interzis. Eu știu de că a fost interzis, dar câți clădiri au fost și câți bani s-au cheltuit? Iată, la noi, în Chișinău, eu am văzut acolo lângă uzina televizoare fostă care se construia, deja folosesc plăcile astea din cânipă, ele sunt foarte bune. În cel mai rău caz, aici stia, cum zice, vata asta izolantă și așa mai departe. Eu am văzut în America, americanii, dar înăuntru clăbesc pereți megieși din lut, cum făceam noi cândva, fiind sunt foarte astea. Și aici, încă un exemplu, că dumneavoastră când vă referiați la condiționere, eu când eram în Strasburg la înclădirea pentru drepturile omului, CEDO sau astea în hotel unde am trăit sau la Consiliul Europei, vedeam, nu sunt condiționere, dar, cum se zice, era răcoare și pe urmă eu întreb cum astea. Deci ei folosesc, de fapt, asta e principiul bordeiului nostru, în jurul clădirii fac așa un fel de serpentină de astea, de țări, de astea cafenii care sunt astea și practic încălzesc astea și eu în timpul liber îmblam la toate clădirile astea care se clădeau și vedeam cu 9 etaje, într-adevăr așa îi fac, fiindcă acolo consum numai doar ventilatorul ăsta care îți împinge, cum se zice, aerul. Și eram cu unul din Ucraina, el zice, eu am să merg acasă și am să fac o fabrică de astea. Apropo, ucrainenii deja produc asemenea utilaje ca să pui în jurul clădirii, adică o pui la o anumită distanță ca să nu aduci prejudicii fundației, să fie rezistentă la chestii de sie și așa mai departe. Iată, asta e sursa, trebuie folosită cât mai pe larg. Ea nu este costisitoare, dar asigură confort în clădiri. Mulțumesc! Mersi frumos! Mersi! Eu am ajuns la sfârșitul prezentării, dacă sunt întrebări. Da, mulțumim, domnul Victor, dar mai avem o prezentare, dacă nu greșesc, da? Da, mai am o prezentare. Acelalte e mai tot acolo, e foarte multe informații care am lăsat-o în scris, dar o să sar peste multe dintre. Da, haideți să o facem un pic mai concentrată pe cele mai importante aspecte, fiindcă acolo ține de implicarea societății civile și a cetățenilor. Da. Da, și de aceea este ceva în care să încercăm să venim cu cât mai multe informații practică pentru beneficiarii noștri de granturi și pentru participanții la masa rotundă și pentru cei care ne privesc. Deci uitați-vă, eu taman că prezentarea la mine este mai mult centrată pe aspecte, spunem așa, fundamentale și juridice, și mai puțin pe partea practică. Eu, din cauza asta, dacă vreți, eu pot să trec foarte rapid în revistă, dar mai departe putem să discutăm anume mecanismele practice, cum reprezentanții societății civile pot să implice. O să las prezentarea asta iarăși, pentru că ea conține o mulțime de informații utile, inclusiv, în primul rând, ce ține de drepturi ale cetățenilor, drepturile ale organizațiilor societății civile și obligații ale instituțiilor publice care pot fi valorificate pentru a, spunem așa, ca spunem, oamenii să nu fie lăsați parte, spunem, să nu fie lăsați deoparte la procesele astea și să aibă, spunem, posibilitatea să-și spună părerea și să-și expună propunerile și părerea lor să conteze. Dacă nu vă spărați... În contextul, pur și simplu, vreau să punem ca ca în centrul discuției faptul că, la sigur, mare majoritate a celor prezenți ar vrea să cunoască mecanismele de atragere a anumitor fonduri pentru eficientizarea energetică. De cine le dă, care sunt procedurile, unde să le caute, cum să facă mai eficient procesul de aplicare la astfel de fonduri, să aibă mai mult succes. Fiindcă dacă să vorbim chiar și de aceleași
instituții de învățământ. Noi știm că bugetarea se face pe elev și deci cu cât mai multe economii reușesc să aibă aceste instituții, cu atât pot să le implice, să le utilizeze în alte scopuri mai utile pentru societate, pentru ei copii. Dar, evident, cu condiția asigurării confortului. Și da, și nu. Aici tot o să, dacă doriți, o să discutăm. Da, ok. Deci asta aș vrea să abordăm și aspectul respectiv. Uitați-vă, prezentarea la mine nu era centrată atât pe, anume pe aspectele astea practice, țin de unde să aplici și care sunt procedurile. Putem să discutăm la capitolul ăsta. Eu m-am centrat mai mult pe partea, spunem așa, fundamentală, ce este societatea civilă, care e rolul ei, unde este obligațiile sau drepturile societății civile prevăzute inclusiv în documentele internaționale, Declarația Universală a Drepturilor Omului, în legislația internațională, în legislația națională, inclusiv în tratatele noastre cu Uniunea Europeană, acordul de asociere, etc., etc. Eu, dacă vedeți, prezentarea mea e mai mult pe partea asta de legislații și drepturi. Dar și e destul de mult scris aici, iarăși, eu pot să transmit prezentarea asta, dar atunci putem să discutăm la capitolul întrebări-răspunsuri pe ceea ce vă interesează. Eu doar vă transmit prezentarea și dar discuția o facem, spunem așa. Haideți să întrebăm participanții ce spun. Mergem pe prezentare sau facem o sesiune de întrebări-răspunsuri la partea de proiecte reale privind eficiența energetică? Eu cred că domnul Victor are dreptate, pentru că legea asta nu o să memorizăm, dar iată în discuții, schimb de astea, de opinii, asta foarte mult se așează în subconștient și o să fie mai util. Dar eu oricum prezentarea pot să vă transmit, pentru că acolo într-adevăr este o mulțumire. Ok, da, asta e foarte bine, da, desigur. Da, să știți. Da, mulțumesc. Alte păreri, mă rog, s-a spus domnul Rus. Da, doamna, ne-a scris doamna Aliona Ciobanu, că trebuie să știm cum să aplicăm teoriile despre care discutăm și care ar fi, deci am mai sus s-a referit la o situație când s-a deconectat, s-a făcut eficientizarea energetică prin deconectarea de la sistemul de încălzire a școlii. Așa. Dacă asta nu e eficiență energetică, să le spuneți la oamenii ăștia că ei nu înțeleg ce înseamnă eficiență energetică, dacă pentru dânsi eficiența asta înseamnă înghețat. Eficiența energetică e să fii confortabil, dar cu puțină energie consumată, dar nu să îngheță oamenii și să... Apropo, asta este unul din elementele care, să spun așa, a fost dificil de explicat inclusiv partenerilor externi. Atunci când se realizează proiecte de eficiență energetică în clădirile de la noi, deci partenerii externi picimizează. Ei spun așa, hai să vedem care e consumul de energie înainte de realizarea proiectului, hai să vedem care e consumul de energie după realizarea proiectului și respectiv în cât timp se recuperează investiția sau în cât timp cât scade acest consum de energie și emisiile de CO2 aferente. Mare parte nici prin cap să le treacă că la noi consumul de energie după realizarea proiectului de eficiență energetică nu scade așa de tare cum și-ar fi dorit ei sau cum au fost planificat. Și asta nu din cauza faptului, nu întotdeauna din cauza faptului că a fost prost realizat proiectul. Sunt și cazuri de astea, când au fost pur și simplu prost realizate lucrările de construcție. Dar în foarte mari cazuri, în foarte multe cazuri, este de fapt problema inversă. Că înainte de realizarea proiectului, temperatura medie în clădire și temperatura de confort, adică temperatura medie în clădire, nu era respectată, nu respecta normele sanitare obligatorii. Și de asta consumul real era mai mic decât acel care ar fi fost dacă ar fi, spunem așa, ar fi fost respectate aceste norme. Și atunci când este realizat proiectul, efectul principal al acestui proiect devine nu atât scăderea consumului de energie. Este și efectul de scădere, un pic scade consumul de energie oricum. Dar cel mai mare efect este copiii, dacă depinde vorbim de o școală sau de o grădiniță, deja stau acolo și învață și nu îngheață. Stau în școală la lecții și nu stau acasă bolnavi. Și atunci când stau la lecții, nu dârdui de fric și nu
își pierd cunoștința pe acolo sau fugă undeva să încălzească, dar pot să focuseze pe procesul educațional. Asta tot e o chestie care, spunem, nu deodată partenerii noștri externi, pentru că lor era greu să-și imagineze cum adică la voi în școală a scăzut așa de puțin consumul dacă s-au realizat investiții atât de multe. Și când se uită pe cifre, că de fapt cu vreo 7 grade au crescut temperatura de medie în clădire, că era 14 sau 15 grade și am uit 22 în clădire. Dacă să vorbim de... Deci, haideți așa, eu prezentarea asta e mare, e prezentarea lungă și nu merg pe dânsă pentru că aici, pe fiecare etapă, transparența decizională la pregătirea deciziilor, la adoptarea deciziilor, ce prevede legea cu privire la sistemul și procesul bugetar, care sunt obligațiile autorităților publice și drepturile societății civile. Astea pe toate le puteți citi din prezentare. Haideți acum atunci să ne fixăm. Haideți o întrebare vă dau eu la temă. Da. Cum societatea civilă ar putea, sau prin care proces, sau etapele prin care societatea civilă ar putea pune în strategie dezvoltarea localității drept prioritate eficientizarea energetică sau scăderea consumului de energie, cel puțin în clădirile publice? Fiindcă asta trebuie să fie o strategie în localitate, pe durată mai lungă și treptat să se aloce anumiți bani. Eu, iarăși, o să încep cu legile, că asta e important de înțeles care sunt mecanismele, legile pun în funcțiune niște mecanisme. În primul rând, eficiența energetică la noi e obligatorie să existe plan de local de eficiență energetică la nivel de raion. Deci legea cu privire la eficiență energetică instituie funcția de manager energetic care trebuie să fie la nivelul fiecărui raion. Nu toate raionele efectiv au asemenea persoane angajate. În statele de personal asemenea persoane pot fi incluse. Funcțiile lor sunt, spunem așa, prescrise. Deseori au dificultăți raioanele în a identifica persoane potrivite care să-și asume acest lucru. Deci la nivelul raioanelor, aceste planuri locale de acțiune în domeniul eficienței energetice, care evident că în primul rând se vor centra pe clădiri, ele sunt obligatorii. Și mai mult ca atât, practic toate raioanele le au. Chiar acele raioane care n-au manageri energetici, ele plan de eficiență energetică au. Acum la nivelul primăriilor. Iarăși, sunt nuanțe. Așa au fost, spunem, repartizate proprietățile între administrația publică locală de nivelul 1 și 2, că, spre exemplu, acelea școli, că de ce atunci când dumneavoastră spuneați despre școli, eu așa am spus că teoretic da, dar practic nu întotdeauna. Școlile la noi, conform cine e proprietar la școli? Proprietar la școli, la clădirea școlii este administrația publică locală de nivelul 1, e primărie. Dar banii, cum se duc la școală? De la bugetul central, la Ministerul de Finanțe, pe la administrația publică locală de nivelul 2, de la raion. Din bugetul raional. Din raion. Amu. Cine să facă investiția? Cine are dreptul să facă investiția în clădirea care este proprietate a primărie. Primărie. Dar și ne beneficiază în urma investiției făcute? Consiliul Raional. Pentru că banii se economisesc la Consiliul Raional. Și aici apar o mulțime de nuanță. Că într-o anumită situație, și asta în cazul ideal, în cazul în care ideal, cum ați spus dumneavoastră, că se respectă tot de a fi rapăr transferul de bani pe elev normalizat, etc., toate lucrurile funcționează brici. Dar noi avem școli care nu sunt financiar fezabile. Noi avem școli care nu-și acoperă din transferul ăsta pe elev normalizat costurile efective. Și ele trăiesc la subvenție, sunt subvenționate de Consiliul Raional. Uneori chiar și o parte și de primărie. Și atunci ce se întâmplă? Dacă acolo o să-i realizează un proiect de eficiență energetică, cine câștigă?
Bun, tu știi că copiii consiliul regional care economisește bani, nu plătește subvenții în plus. Corect, corect. Deci lucrările trebuie să le execute primăria, că e proprietatea ei, își bat capul, dar economia e la consiliul regional. Nu, asta e, spunem așa, e echitabil. Nu întotdeauna. Grădinițele. Grădinițele primesc finanțare de la Ministerul de Finanțe prin primărie la direct în baza confirmării facturilor. Deci, grădinița își bugetează niște bani, execută bugetul și confirmă la Ministerul de Finanțe prin facturi, prin primărie, cu facturi, confirmă cheltuielile. Amu, dacă primăria sau grădinița au realizat un proiect de eficiență energetică, ce se întâmplă din punct de vedere financiar? Se întâmplă următorul lucru, ei pot mai puțin confirma cheltuielile la Ministerul de Finanțe și pentru primul an de zile ei pot să facă, lor le se bugetul care își-l fac ei, e mai mare pentru că faptul consumului pe anul trecut era mai mare, ei își bugetează, Ministerul de Finanțe le dă bani și chiar dacă ei nu le cheltuiesc, ei reușesc până la sfârșitul anului, prin octombrie, să facă niște mici realocări la buget și să-i mai cheltuie pe chestii care, de care au nevoie. Următorul an, Ministerul de Finanțe vede că facturile lor la energie efective pe anul precedent erau mai mici. Și atunci când ei vin și spun că noi vrem să bugetăm grădinița noastră, vrem să bugeteze, anul trecut am avut 1 milion de lei și noi pe anul ăsta tot vrem să bugetăm 1 milion de lei pentru cheltuieli la, cu energie, lor le spune fraților, dar la voi, de fapt, anul trecut a fost 600 de mii. Noi vă bugetăm 600 de mii. Cine e beneficiarul financiar la investiția efectuată? Ministerul Finanțelor. Minfinul. Și acum primarul își bate capul, își asumă riscuri, că nici primarul, nici cu atât mai mult directorul de la grădiniță, de obicei habar n-are de lucrările de construcție și de calitatea lucrărilor de construcție. El mai greu verifică aceeași calitate a lucrărilor de construcție și mai greu verifică costurile. Deci el își asumă o grămadă de riscuri. La dânsul mâine vine Curtea de Conturi, mâine vine la dânsul Procuratura, și îl întreabă, deși tu lucrările astea le-ai luat în primire, dar ele nu sunt făcute calitativ, dar el habar n-are că ele nu sunt făcute calitativ, și deși tu i-ai transferat bani mai mulți decât trebuie să-i transferi, el își asumă niște riscuri, ca pentru și. Ca după asta banii se economisească în finul? Am înțeles, deci dar același șef de grădiniță are drept să-și angajeze, conform legii, un expert care cunoaște toate domeniile astea, ca să nu aibă riscurile la care v-ați referit. Eu sunt de acord. Iată, nu fac lucrul ăsta, din păcate. Deci noi avem, nu, stați-o, aici tot, nu e așa de simplu. În primul rând, ca să vă dați seama, majoritatea proiectelor respective care sunt finanțate la ziua de astăzi, și eu nu degeaba am menționat despre legea cu privire la eficiență energetică și mecanismul de finanțare. Mecanismul de finanțare lipsind, marea majoritate a proiectelor de astăzi în domeniul eficienței energetice sunt finanțați cu bani externi și majoritatea sunt cu banii Uniunii Europene, sub o formă sau alta, că astăzi bani prin GIZ, că astăzi bani prin banii Guvernului României sau astăzi bani dați prin, nu știu, prin alte proiecte, dar marea majoritate sunt banii Uniunii Europene și sunt bani de grant limitați. Acolo, și aici, dacă ajungem la ce poate face societatea civilă. În primul rând, societatea civilă poate să ajute primăriile și instituțiile publice să acceseze aceste granturi. Pentru că în 90% de cazuri, primăriile din Republica Moldova nu își pot permite să întrețină în stat de personal persoane suficiente și de gradul de calificare necesar pentru a scrie aplicații pentru proiecte. În cele mai multe proiecte care s-au realizat, cele mai multe proiecte care s-au câștigat, s-au făcut în parteneriat cu organizațiile societății civile, pentru că ei nu au limita asta impusă la plafonul de salarii. Nu n-a să-ți stăi ții nimeni în primărie care vorbește în engleză, care cunoaște procedurile de lucru a PNUD-ului sau a delegației Uniunii Europene, și care poate face și implementa, nu doar a scrie aplicații de proiecte, dar a implementa proiecte cap-coadă, inclusiv cunoaște procedurile de achiziții conform regulilor Uniunii Europene, conform Prag, sau cunoaște procedurile de achiziții a PNUD și să-ți stăie el ții la salariu la primărie cu 5.000 de lei. Asta e ireal.
Deci nu poți menține un asemenea specialist la primărie. De asta, cea mai mare parte a unor asemenea proiecte se câștigă prin parteneriate cu ONG-urile. Adevărat, sunt primari și sunt primării care sunt excepții, care inclusiv în statele de personal își pot permite să țină asemenea persoane. De obicei, asta sunt ori entuziaști care n-au nevoie de banii de la primărie pentru că el are, nu știu, soț, soție, care îi asigură confortul financiar și ei atunci lucrează la primărie, mă rog, din patriotism, din pro bono. Sau, asta sunt primari care au găsit mecanisme cum să-i finanțeze din altă parte pe oamenii ăștia, să le dea un venit decent, ca să stea la primărie și să facă lucrul ăsta. Dar asta sunt excepții. Eu cunosc pideiști de câteva primării de genul ăsta. De regulă, eu cunosc, sunt pensionari deja specialiști și mai au un salariu cât îi poate da primăria și el, într-un fel sau altul, este motivat. Dar, repet, asta e o cale, asta știți cum te-ai dus și la Moscova prin Vladivostok, cum spune tatăl meu când eram mictel. Adică da, ea. Domnul Victor, e corect ce spuneți dumneavoastră, dacă ar vedea toți primarii să vadă ONG-urile ca niște instituții complementare, dar nu ca niște oponenți, că foarte mulți nu înțeleg ce înseamnă ONG și îi văd că lor le se pare că suntem niște oponenți care vrem să le luăm locul. Asta e foarte, foarte mulți din mediul rural, din primari care au apărut, adică au fost aleși, noi nouți, nu cunosc mai îndeosebi consilierii locali. Ia că aici, doamna Roșca, drept în țintă ați lovit, că eu m-am întâlnit chiar la voi în raion cu asemenea primari, în Căzănie și alții, nu mi-ai numesc, și când am mai intrat mai adânc, ei erau certați și cu legea și cu curtea de conturi și tot așa. Deci ceea ce am vrut să spun, că societatea civilă, una din principalele potențiale de colaborare între societatea civilă și autoritățile publice locale în special, dar și instituțiile din sectorul public, este că cei din societatea civilă ar putea suplini golul de competență și de cadre din autoritățile publice locale. Deci parteneriatele astea sunt niște parteneriate și sunt deja parteneriate formate cu ani, adică sunt de pildă Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabilă, cu care lucrez acum, are deja de mai mult de 5-7 ani, lucrează cu primăria de la Cantemir și au dus acolo investiții totale de 1,5 milioane de euro în Cantemir, care are 5.000 de oameni. Fondul de investiții sociale sau fondul de inovații, nu știu, deci FISM, care nu este fond național, dar este ONG, care cu același acronim FISM. Deci el, la fel, are parteneriat deja de lungă durată cu primăria de la Feștelița. Cei de la IRIS au parteneriat de lungă durată cu cei de la Călăraș. Și aceste parteneriate se dovedesc a fi foarte, foarte, foarte productive, foarte viabile. E benefic și pentru primărie, pentru că primarul poate să arăte efecte, el poate să arăte bani aduși și proiecte realizate frumoase. E benefic și pentru ONG-uri, pentru că ele, prin administrarea acestor proiecte, își acoperă costurile de specialiști care îi întrețin, care îi țin în instituții. Deci, după mine, asta e, spunem, filiera de bază pe care pot colabora asociațiile obștești și autoritățile publice locale. În special că unele fonduri, nu toate, dar unele fonduri, de fapt, se alocă dedicat pentru organizații obștești. Deci se alocă dedicat pentru asociații obștești, pentru ONG-uri. Deci primăria nu ar fi eligibilă să aplice la asemenea fonduri. Dar, pe de altă parte, dacă, de pildă, aplică un ONG și vrea să realizeze un proiect, nu știu, într-o primărie careva, și primarul nu vrea, nu are încredere, nu știu, din alte motive, are niște rivalități personale, suspiciuni sau nu știu ce, și nu vrea, nici ONG-ul nu poate realiza nimic. Pentru că nu poți face ceva cu deasă la o primărie. Respectiv, după mine, anume, spunem, filiera asta de colaborare ONG-uri, APL, pe dimensiunea de atragerea banilor și implementării proiectelor, este una din cele mai frumoase și cele mai productive.
vă spun, din tot ce am văzut eu, foarte puține primării au capacitatea cu propriile forțe să atragă resurse. Marea majoritate au nevoie de susținerea și de parteneriile este ONG-uri. Foarte corect ați menționat, domnul Victor, dacă ne referim la agenda 2030 și la cele 17 obiective transversale și interdependente, atunci, într-adevăr, acolo aceste parteneriate sunt condiții sine qua non, deci în astea, ca să accesez. Iată, aveți dreptate, da. Domnul Victor, și un aspect mai practic, văd că colegii noștri se rușinează de întrebări, dar ieșind din discuțiile noastre care le avem, vreau să vă întreb cum sau care sunt momentele cheie la care trebuie să atragă atenție organizațiile societății civile când monitorizează un proiect de eficiență energetică. Reieșim din situația în care ei nu sunt ingineri, ei nu sunt divizieri, deci niște momente care ei pot să le observe, chiar și cetățenii simpli sau oamenii cu o minimă experiență în astfel de proiecte. Eu, dacă m-ați fi întrebat chestia asta vreo 5 ani în urmă, probabil că aș fi spus că e atât de simplu. Dar după ce am participat și am realizat câteva proiecte, inclusiv finanțate din Uniunea Europeană, am înțeles că nu sunt așa de simplu lucrurile. Adică, fără cunoștință câtuși de cât, și cunoștință în câteva domenii, cunoștință și pe tot ce ține de energie, și pe domenii, dacă vorbim de clădiri de construcție, sau dacă vorbim de luminat stradal, pe infrastructură energetică legată de stâlpi, pe domenii care țin de proceduri de achiziții. Deci, unicul lucru ce pot eu să sfătui este că trebuie, în primul rând, trebuie să lucrez în tandem câțiva oameni. Primul, ai nevoie de un om, asta e din, așa spunem, din experiența practică. Ai nevoie de un om care citește documentele. Că astea sunt oameni de obicei diferiți. Sunt oameni care citesc documentele de a fi rapăr și caută nuanțe, detalii, și sunt oameni care poate nu sunt așa de buni la lucru cu documentele, dar lor le place să iasă în teritoriu, să vorbească, să comunice. Deci ai nevoie și de unii și de alții. De ce? Pentru că atunci când se face un contract sau când se realizează un contract de investiții pentru eficiență energetică, dar orice, și construcții, și orice, este nevoie de cineva care solicite, și apropo, societatea civilă, și asta este în prezentări, veți vedea, are dreptul să solicite. Reprezentanții societății civile au dreptul să solicite informații cu privire la realizarea respectivelor proiecte, inclusiv documentația de contract, inclusiv devizele de cheltuieli, inclusiv proiectele tehnice. Și chiar și un om care nu cunoaște absolut nimic în chestiile astea, dacă el e atent și el le citește și le contrapune una cu alta, el începe a vedea uneori diferențe. Când contractul e scris, nu știu, izolare cu, cum se cheamă el, cu minvată, deci cu vată minerală de 10 cm, dar în divizul de cheltuieli e calculat cu 7 cm. Sau că i-a dus, nu știu ce acolo, nu vată minerală, dar polistiren. Că în conformitate cu documentația de proiect trebuie să ai 5 ținte la fiecare asta, cum se cheamă, mat de asta de izolare. Și ele trebuie să fie cu izolator intern din plastic, dar când te duci, te uiți pe documente, asta care au procurat ținte metale și au cumpărat numai câte două la fiecare sau câte trei la fiecare mat de asta. Și astea sunt chestii care nu trebuie să ai mult cunoștință în domeniul construcției, dar pur și simplu trebuie să știi a compara trei documente. Deci trebuie un om meticulos care pur și simplu citește documentele și începe a compara cifrele din hârtiuță. Și că el când începe a le compara, începe a ieși la iveală tot felul de taracani. Asta e un moment. Al doilea moment de care este nevoie este de un om totuși care de dorit să aibă măcar ceva înțelegere
și experiență practică, măcar din construcții sau din ceva, pentru că sunt o grămadă de chestii. Apropo, unul din momentele foarte esențiale, așa numitele lucrări ascunse. În principiu, în general, în orice lucrare, fie noi facem stâlpi și băgăm cablu în pământ, fie noi facem lucrări la clădiri, este o parte din lucrări care, după finalizarea lor, ele se acoperă. Adică ele, într-un fel, de pildă, ai făcut podul la acoperiș, l-ai izolat, tu l-ai acoperit. Deci tu mai departe nu vezi ce a fost acolo sub dânsul. Deci, la această etapă, apropo, tot trebuie de știut drepturile. Pentru a realiza un proiect este nevoie de minimum 3. Deci este nevoie de proiectant, compania nemijlocit care realizează proiectul, deci subcontractantul, și supravegherea tehnică. Deci, fără toți, dacă măcar unul din ăștia trei, nu face, spunem așa, parte dintr-o înțelegere, să spun așa, sinistră, oricare din ei trei poate preveni sau poate asigura că lucrul este făcut până la capăt, calitativ și cum se cade. Proiectantul, atunci când proiectează și atunci când îi solicite, el poate să pună în poară că proiectul nu este realizat conform proiectului, că lucrările nu sunt realizate conform proiectului. Supravegherea tehnică, la fel, un rol excepțional de important. Specialistul pe supraveghere tehnică, fără dânsul nu se fac lucrări. Deci el e cel care dă, permite începutul lucrărilor, el e cel care supraveghează luarea lor la evidență și el e cel care, de ce am menționat de lucrările este ascunsă, el e cel care trebuie să se asigure că atunci când este vorba de lucrări ascunsă, ele sunt făcute cum scade, înainte ca ele să fie acoperite, el trebuie să fie pe loc și el trebuie să aibă poză, el trebuie să aibă documente confirmative că lucrările au fost realizate în tocmai în conformitate cu proiectul. Și legea obligă să mai duc și carte tehnică la zi. Da, și toate informațiile respective, reprezentanții societății civile au voie să le ceară. Au voie. Deci ei au dreptul să solicite. Ideal ar fi ca din partea societății civile să fie incluși în vreun grup de lucru de monitorizare, să le se dea un statut și mai oficial. Dar chiar și dacă nu li se dă niciun statut oficial, în calitatea voastră de reprezentanță societății civile, voi aveți dreptul să solicitați aceste informații și primăria sau cine mai fie acolo, instituția publică care realizează, este obligată să vă pună la dispoziție. Da, nu întotdeauna asta se face, nu întotdeauna ei vor, da, uneori tărăgânează, dar informația oricum se poate obține. Dacă sunteți insistenți și dacă știți unde să bateți, informația se obține, indiferent. Doamna Revencu, cred că aveți o grămadă de experiență cu misiunea asta. Da, cred că deja prezența unui grup de monitorizare sau 2-3 oameni care monitorizează o anumită procedură sau un anumit proces, deja crește automat calitatea acestea. Absolut. Și deci, la capitolul ăsta am vrut să menționez doar un exemplu că nu știu câți din voi au fost la Călăraș și cunoașteți că la Călăraș este la noi, în Republica Moldova, este un obiect unicat, dar sincer, un obiect unicat la nivel regional. Din informațiile pe care le avem noi, bun, cel puțin alte informații noi avem, că asemenea obiecte nu există mai mult nici în Ucraina, nici în România. Este o grădiniță care corespunde standardelor casei pasive, grădinița Dorei Micii. Eficient, cu zero consum de energie externă, ceva tip ăsta, da? Casă pasivă, da. Eu am fost în Călăraș și am fost Gorincioi acolo, da. Da, deci asta corespunde standardelor near to zero, deci aproape de zero consum net de energie. Ca să vă dați seama, toți cei care percep măcar ceva în energie, în unități de măsură, acolo o încăpere de 1000 și ceva de metri pătrați se încălzește cu o pompă de 15 kW. Asta e, mai pe scurt, e foarte eficient. Dar, ca să vă dați seama... E foarte bună grădinița aceea, da, într-adevăr. Ca să vă dați seama, lucrările de totul, începând cu proiectarea, terminând cu construcția și darea în exploatare, recepționarea lucrărilor, supravegherea tehnică, au făcut-o moldoveni.
de la până la, începând cu proiectul. Dar a fost un element. Supravegherea au făcut-o nemții. Deci a fost la toate etapele delegat din partea celor care au finanțat, asta a fost KFW, dacă nu greșesc, au delegat un om care la fiecare etapă o supravegheat. Proiectul. Proiectul de câteva ori a fost întors înapoi. Nu, iată, aici refășeți. Nu, asta nu corespunde. Nu, dacă ați face așa, n-ați prinească casă pasivă. A fost întors de câteva ori înapoi și moldovenilor e făcut. Moldovenilor e făcut. Numai că l-au făcut așa, că într-adevăr se primea casă pasivă. După asta, la nivel de construcții, era iarăși reprezentantul din Germania care supraveghea lucrările, inclusiv muncitorii, cum, ce și unde și cum instalează. Și îi spunea că, băi, stai, că noi tot și ți-am cumpărat că pelicula asta aici. Că tu spui fereastră și ei așa, să bagi chizâș, să șuieri vântul prin prejurul ei, și folos că eu îți dau ție aici o fereastră cu nu știu câte acolo camere și nu știu ce acolo stecle ultraviolete și nu știu ce de care vacuum între dânsele. Pentru și dacă tu nu o instalezi nici chizâș și el nu se prinde și bate vântul prin prejur și tu crezi că tu cu spumă de asta, de construcții, te speli și faci izolare termică, ce folos că eu îți pun fereastră bună, dacă prin prejurul ia sufli vântul? Nu îți prinești casă pasivă, ești o punică a lumea. Și cum poliuretanic, da, și sunt anumite categorii care au anumite. Și la toate etapele s-a făcut chestia asta. Și atunci când a fost supravegheat calitativ de către un expert din Germania, vreau să vă asigur că inclusiv moldovenii pot lucra absolut fenomenal. Pot face obiecte fantastice, la standarde, cele mai bune standarde internaționale. Doar că au nevoie de supraveghere și cineva să le ceară și să nu le plătească bani până nu au făcut ca lume. Apropo, este o oportunitate care e puțin cunoscută și puțin în lume o valorifică, pentru că nu este finanțare propriu-zisă. Deci nu este finanțare din perspectiva că, uite, îți dă cineva bani. Dar sunt mai multe proiecte, mai multe state în Uniunea Europeană au proiecte așa numite pentru experți seniori. Senior Expert Corps. Elveția are asemenea proiecte, Olanda are asemenea proiecte, Germania are asemenea proiecte, care ei nu-ți dau bani, dar ei plătesc un pensionar din țara respectivă ca el să vină la tine și ceva să te îndețe, ceva să fac, ceva să te. Deci, iată, un Hans de ăsta plătit de Germania, care să vină aici pur la supraveghere. Nu trebuie să facă mare lucru altceva, dar să aibă experiență în domeniul ăsta și să vină aici la supraveghere. Deci valoarea lui totală pentru proiect, beneficiul lui pentru proiectul final, o să fie mult mai mare decât 10 oameni din societatea civilă care nu înțeleg acolo ce se întâmplă pe eșantier. Și e plătit. Trebuie și noi să ne capacităm ca societate civilă, tot trebuie oamenii capacitați ca să monitorizeze, să se implice, să cunoască ce se întâmplă. Eu pur și simplu am vrut să spun ala că eu nici nu-mi imaginam atunci când am venit în organizația asta și ei implementau un proiect de eficiență energetică în iluminat stradal. Și era vorba de iluminat stradal inteligent, cu LED-uri, cu reglarea nivelului intensității luminii, cu nu știu ce. Vreau să spun că eu nu-mi imaginam că lumina poate să aibă atâția parametri. Eu nu-mi imaginam câte nuanțe, elemente îs la un simplu, și aici îți pare la prima vedere, un simplu bec. Că e vorba de lumini pivați, că e vorba de temperatura luminii, că e vorba de coeficientul de redare, indicele de redare a culorii, că e vorba. Eu nici așa cuvinte nu știem. Deci, lumină caldă, lumină rece, este acolo și tot așa. Eu nu știu, și așa cuvinte nu știem. Și asta eu care sunt om câtuși de cât apropiat de sector. Deci, avem multe de învățat. Greu să-mi imaginez că lucrurile astea pot fi, spunem așa,
ușor realizate de, de persoane care nu au experiență în domeniu. Respectiv, ideal, da, sigur că noi trebuie să construim capacitățile, dar noi trebuie să construim capacitățile atât numai la societatea civilă. Eu vreau să spun că noi avem de construit capacități și de făcut training-uri și de învățat tăți, începând de la proiectanți, care până acum lucrează foarte mult din trânsă cu bosturi și cu vin smeta, în loc să aplice și alte softuri și alte norme, și cu companiile de construcții, care tot nu știu să lucreze după normele. El, proiectantul ți-e mai simplu să cerți cu tine și să-ți demonstrezi că ți nu-ți trebuie izolare de 15 cm, că ți-e suficient 10, de atât că el în vinsmeta n-are 15. Și el nu-ți poate face calculul. Și lui e mai greu să facă calculul în vinsmeta, să modifice ceva acolo sau să găsească cum să fac calculul ăsta la standardele europene, decât să te convindă că să cerți cu tine că nu că ți-i nu-ți trebuie 15, că ți-i trebuie 10. Dar dacă la mine scrie documente 15, eu și să-i lămuresc. Am înțeles, da, haideți, dacă să întrebăm dacă n-au participanții noștri ultima întrebare, dacă nu o dau eu. Un minut, aveți, dacă cineva are întrebări? Nu văd nicio mână ridicată. Nu are nimeni. Deci, din discuția noastră vreau să concluzionez ce ține de atragerea de fonduri pentru eficientizare energetică. Deci, asta, în primul rând, sunt granturile oferite de parteneri externi, în special de Uniunea Europeană. Este inclusiv cele care vin prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională Germaniei, finanțate de UE, este FISMU, dacă l-ați menționat, este Fondul de Investiții Sociale din Moldova, care vin mai mult bani din partea României și ei mai mult sunt taxați pe instituțiile de învățământ, în special grădinițele din Republica Moldova. Din câte știu eu, la nivel de FISMU, proiectele ajung prin intermediul guvernului. Deci guvernul dă lista. Deci, nu știu care este procedura ca de la o primărie să ajungă o cerere ca să fie inclusă în lista respectivă, dar știu că guvernul decide listele și, din păcate, au fost foarte mult timp, au fost orientate sau pe criteriu politic. Și acum, dacă o să puteți să-mi răspundeți, și cea de-a treia opțiune, de câte noi le-am discutat, este Fondul de Eficiență Energetică. Care este procedura la Fondul de Eficiență Energetică de a aplica pentru a obține eventual astfel de nu știu, granturi sau alocări financiare pentru eficientizare energetică. Deci Agenția de Eficiență Energetică nu mizați pe dânsa, asta e fost fond. Adică Fondul de Eficiență Energetică fostul a fost înglobat în Agenția de Eficiență Energetică. Nu mizați pe dânsa în curând, pentru că proiecte bani, pur și simplu efectiv bani pentru... Deci ca să vă dați seama, Agenția de Eficiență Energetică mai are de finalizat darea în exploatare și finanțarea a unor proiecte pe care le-au aprobat încă odineoare Fondul de Eficiență Energetică. Și proiecte aprobate sunt în valoare de aproape, deci de peste 200 de milioane de lei, dar bugetul Agenției de Eficiență Energetică, inclusiv salariile lor pe anul ăsta, sunt bugetate 30 de milioane de lei. Adică, vă închipuiți, dam, cam câți ani de zile îi trebuie să lucreze ca să termin de făcut numai ce deja au aprobat. Ne mai vorbim de proiecte noi. Apropo, situația e similară la multe alte. Deci la Fondul Național de Dezvoltare Regională, la fel, acolo, bun, a fost scoasă prioritatea de eficiență energetică, pentru că există fond, teoretic ar trebui să existe fond dedicat, numai el nu-i. Dar că nu includ cu bani agenția. Dar la FNDR e exact aceeași problemă. Deci ai documentul unic de program aprobat 3 ani de zile în valoare de vreo 2 miliarde de lei, și bugetul alocat pe fiecare an de zile, nu, 250-300 de milioane de lei fiecare an. Adică e clar că bugetul pe 3 ani de zile nu acoperă toate proiectele incluse în documentul unic de program. Exact același lucru cu Fondul Ecologic Național. Și Fondul Ecologic Național, acolo, în general, din punct de vedere ăsta de vedere, e catastrofă. Acolo sunt proiecte începute de vreo 3 miliarde de lei. Și veniturile anuale sau da, defalcările anuale pentru implementare sunt vreo 300 de milioane de lei pe an. Că vreo 10 ani de zile au de lucrat, dar mai au de cheltuit bani până ori terminat de ori scoate în capăt realizarea proiectelor aprobate anterior. Așa că
Asta nu este, deci eu nu aș miza foarte mult pe fondurile naționale, în prezent, în special cât bugetul nostru e în starea în care el este. Eu aș miza mai mult pe finanțări internaționale, apelurile în permanență publică, civică, când în permanență ceva este, și nu e vorba doar de resursul Uniunii Europene. Este, da, cel mai mare donator Uniunii Europeană, însă este GEF-ul cu programul de granturi mici, care reapare periodic. Da, acolo sunt de pildă $50,000, plus minus $50,000. Dar da, da, așa la GEF, da, 50.000. Pentru o primărie sau pentru un obiect, pentru niște elemente de eficiență energetică, îți ajunge. Și ei, avantajul lor e că ei dau bani preponderent pentru impact la CO2. Adică dacă le arăți clar impactul la CO2, șansele de a trece finanțarea la dânsii e destul de bun. Și încă mi-amintesc acum... apropo, sunt destul de, spunem așa, slab valorificați. Bun, nu că slab valorificați, nu pot să spun că n-am făcut o statistică, dar nu des aud ca să fie valorificate suporturile care vin pe linie de cooperare intercomunitară cu orașele înfrățite, însorite și altele însurorite din alte state. Pentru că inclusiv, spre exemplu, în România ei au acceptat, dacă nu greșesc, au făcut modificări inclusiv la cadrul național de reglementare și permit banii care vin din, deci finanțările care, de care beneficiază o municipalitate din România să fie alocate pentru a finanța proiecte în alte țări, inclusiv în Republica Moldova. Așa că eu aș, spunem așa, cel puțin aș încerca să vorbesc cu, în cazul în care localitatea are partener înfrățit pe undeva prin România, Polonia, oriunde, de vorbi cu ei. Pentru că bugetele locale în alte țări dispun de resurse și tot e numai puțin important, dispun de specialiști. Foarte des, bun, poate mai în România așa și așa, dar în țări ca Germania și Polonia, ei au specialiști, chiar la nivel de primărie, au specialiști suficienți care pot să vină cu expertiză. Da, mersi mult pentru încurajare. Doamna Galina, dumneavoastră ați vrut să spuneți ceva? Am vrut să spun că apreciez foarte mult așa profund și atât de deschis și atât de transparent și atât de simplu ceea ce s-a vorbit la această masă rotundă. Doresc succese. Într-adevăr, avem foarte mult de lucrat și una zic, da, bani vin, dar dacă nu schimbăm mentalitatea, nu schimbăm modul de percepție, nu conștientizăm problemele care până la urmă ne afectează și pe noi problemele de mediu sau alte gen de probleme, atunci nu vom trece la acțiuni concrete. Și cum și domnul Parlipov a menționat, da, avem capacități, dar trebuie să fim și conștienți atunci când, să nu așteptăm doar să fim monitorizați la fiecare pas. Aceasta arată încă o dată o experiență că noi suntem capabili să ne făurim viitorul aici, noi cu mâinile noastre, să ne așteptăm mereu ca să ne fie ghidat pas cu pas. Vă doresc succes, sănătate și să avem rezultatele pe care ne le așteptăm, fiindcă le merităm. Într-o mediu și... sănătos, cu oameni sănătoși trăim. Și cu o condiție, doamna Galina, ca Fondul Național Ecologic să fie folosit după destinații. Bine. Eu am avut 5 mandate în fondul ăsta și eu cunosc foarte bine cum uneori politicul influența utilizarea fondului ecologic, nu după destinație. Nu doar uneori, de fiecare dată. Vă dau crezare, dar asta este situația. Aceasta este realitatea, aceasta iarăși vorbește despre cum noi privim. Dacă e problemă, atunci e problemă. Dar dacă nu sunt privite, spre exemplu, gestionarea deșeu sau alte tipuri de probleme, nu este privită că de membrii Consiliului ca problemă, atunci vor canaliza banii doar pentru asigurarea cu apă potabilă și canalizație. Asta e problema de mediu, probabil, în Republica Moldova. Și aici iarăși vorbește despre multe. Atunci nu mai trebuie să mai fii specialiști în domeniul protecției mediului dacă noi avem doar probleme de mediu, apă și canalizare.
Asta este. Corect. Multe primării se judecă cu fonduri. Eu n-am vrut să zic așa de tare, mai țin eu, la... Nu mi-este frică să vorbesc despre acest lucru, fiindcă eu sunt, mă consider și vreau să fiu un funcționar public integru și nu mi-este frică să vorbesc lucrurilor pe nume. Avem de lucrat de la mic la mare. Și atunci când sunt probleme, trebuie să le recunoaștem și să le rezolvăm. Da, foarte corect, doamna Galina. Recunoașterea problemei este primul pas spre soluționarea ei. De obicei, la noi cam se refuză să fie recunoscute. Doamna Victor, eu vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile la toate întrebările noastre. Cred că mai aveam că am putea sta încă câteva ore tot să avem răspunsuri, întrebări și răspunsuri, dar suntem deja, am finalizat practic timpul nostru. Vreau să vin cu un îndemn pe final de eveniment. Deci noi am discutat, am pus mai mult accentul pe autoritățile publice locale, pe eficientizarea energetică la nivel de instituții, localități, raioane, dar să nu uităm că fiecare din noi își poate aduce aportul la această eficientizare energetică. Deci fiecare bec stins, utilizarea rațională a resurselor energetice, a apei calde, a căldurii în blocuri, eficientizarea energetică a casei noastre sau a apartamentului în care locuim. Deci toate acestea și încă multe altele mai sunt, toate acestea ne pot ajuta în diminuarea impactului negativ a gazelor de seră, da, a CO2 asupra mediului și putem și noi contribui cu micul nostru aport, dar putem contribui și de aceea când toți câte un pic contribuie, poate asta este mai mult decât când se face ceva, un lucru mai vizibil la nivel de o localitate sau de o instituție. Dar trebuie să mergem pe ambele căi, să nu ne focusăm doar pe una din ele. Și promovăm și printre copii, printre tineri, aceste concepte de eficiență energetică, ca ei să le cunoască, ei să le aplice și atunci ei vor fi mai motivați ca noi să păstreze ceea ce este în prejurul mediul nostru, natura și să avem o viață de calitate. Vă mulțumim, mulțumim la toți. Dacă cineva mai are ceva de adăugat? Mulțumim mult! Să păstrăm casa noastră. Terra este unică. Da. Care ne asigură toate condițiile pentru viață. Aveți grijă pentru generațiile de azi și generațiile care vor veni după noi. Planetă de rezervă nu avem, așa că este unică. Mulțumim la toți, deci declarăm atunci finalizat evenimentul și vă mulțumim încă o dată pentru răbdare, implicare și că ați fost cu noi și sperăm să vă fie cât mai utile toate cunoștințele care le-ați obținut astăzi și să le aplicați, desigur, în practică. La revedere, sărbătoare doamnelor. Da, suntem în săptămână înaintea Paștelui. Numai bine. Sărbători fericite.